Okay, here's another example. How many people have seen these movies of the starlings, the birds flying? Anyone? Yeah. Oh, they're beautiful. So lots of birds come together at night, and they are looking for a place to roost. And as this giant mass of birds is traveling, what happens is a pulse can travel from here to there and then come to the other side. So even though this flock is moving, within the flock you have little pulses, kind of like the Mexican wave. And these pulses are not pulses of birds moving, they're pulses of birds changing their orientation. Their axis, their angle changes a little bit, and that causes another bird to change its angle. And you can see that flow across the whole flock very quickly. This is another example of an emergent phenomenon. The individual bird, you cannot understand it, how the phenomenon works, but you must get all of them together. Then you can see what is going on. Okay, what about this? Lots and lots of neurons. Now, I don't mean to be insulting, but one single neuron is very stupid. It's not very smart, right? What can it do? Okay, my apologies to anyone who studies neurons, okay? But what I will say is, it does have some impressive processing capabilities. It does, it's interesting. And maybe it takes a whole computer to simulate one neuron. But the real power of the brain comes from all of them interacting together. They have emergent phenomena, like memories, like thoughts. One neuron by itself probably cannot play chess, right? One neuron by itself probably cannot recognize a face. But many of them working together can produce these emergent phenomena, and ultimately things like consciousness, which is beyond the scope of this talk and probably this whole workshop, right? So what we're interested in is, how do neurons collectively work together? And what I'm going to tell you today is a very simple example of cooperative or collective interactions in neurons, this idea of criticality. And once we understand that, the individual neuron does not become so important. It is the rules that allow them to interact and the structures that emerge from that interaction that we will be interested in. Ca și în episodul anterior, ne aflăm la TINS, Transylvanian Institute of Neuroscience, poate cea mai importantă instituție privată de cercetare în neuroștiință din România. Un institut care funcționează integral din finanțări private și care nu depinde de vreo universitate românească. Institut fondat în 2017 de Raul Mureșan, Vlad Moca și Maria Ercei Ravaș, toți cercetători în neuroștiință și coorganizatori ai încă și mai cunoscutei școli de vară transilvane, care, începută în 2012, a ajuns deja în 2023 la 11 ediții și care e una dintre cele mai importante școli de vară de neuroștiințe din Europa. Împreună cu ei, George Grosu, doctorand la Politehnica din Cluj, a publicat, fiind prim autor, în 2022, în jurnalul Cerebral Cortex, editat de Oxford University Press, un review lung și complex al datelor pe care le avem legate de fractalitate. Deopotrivă în morfologia celulară, la nivel microscopic, dar și la nivel macroscopic, neuroanatomic, precum și, mult mai important, în arhitectura funcțională a creierului, deopotrivă animal și uman. Ca și în episodul trecut, aici la TINS, în timpul podcastului se desfășoară susținut o activitate de cercetare continuă, așa încât de-a lungul discuției unii dintre covorbitori vor mai pleca, vor mai reveni, pentru că timpul pe care îl avem cu ei e împărțit de alte activități de cercetare pe care ei le-au de făcut. Am vorbit în episodul precedent despre partea introductivă a review-ului din Cerebral Cortex, care trece în revistă dificultățile pe care le avem în înțelegerea creierului și limitele pe care le avem în a le rezolva. Am spus că neuroștiința contemporană suferă de ceea ce voi ați numit în articol blestemul complexității, combinația foarte dificil de depășit de infrastructură limitată pe care o avem în a accesa neurobiologia, metodele de analiză de date pe care le avem ca să explorăm semnalul oricum extrem de limitat extras și, în fine, pur și simplu, complexitatea extrem de mare a creierului. Ați împărțit blestemul complexității în trei probleme. Complexitatea greu de gestionat de la nivelul ansamblurilor de neuroni, un nivel temporospațial cunoscut ca mezoscală, intermediar între microscala neuronilor individuali și a activității neurotransmițătorilor și macroscala rețelelor transcorticale de la nivelul întregului creier, apoi relația foarte complicată dintre structură și funcție
la nivelul creierului și am trecut în revistă lunga istorie a neurologiei clinice, care timp de peste un secol s-a agățat mereu de singura topografie disponibilă, neuroanatomia macroscopică, încercând cu succes relativ limitat să localizeze funcții cognitive în arii circumscrise din creier. Localizare care s-a dovedit rudimentară odată cu apariția neuroimagisticii funcționale, care ne-a permis, începând cu anii 90, să explorăm creierul uman și animal sănătos normal, fără a mai avea nevoie de limitările studiilor de leziune din clinica neurologică și, în fine, limitările modelelor computaționale la care avem astăzi acces, modelele de deep learning, care se numesc înșelător astfel, ca fiind bazate pe rețele neurale, dat fiindcă respectivele rețele neurale nu au nicio legătură cu modul în care funcționează neuronii biologici, dar și faptul că nu știm cum să modelăm o sumă întreagă de fenomene observate empiric. Review-ul din 2009 al lui Danko Nikolic, Model This, trecând în revistă 7 asemenea fenomene pe care nu știm să le modelăm. Ei, la intersecția acestor 3 limitări, încheiam episodul anterior cu un celebru articol din Science din 1967, atât de celebru că își are propria pagină de Wikipedia. Însă pare a fi un articol fără vreo legătură cu creierul. Benoît Mandelbrot, un matematician francez de origine poloneză, era în 1967 cercetător la celebrele IBM și devenise interesat de matematica aplicată. Lucrase la probleme de teoria informației și de dinamica fluidelor și descria în articolul din 1967, cu referire la coasta Marii Britanii, ceea ce ulterior avea să denumească fractali. Remarcând că dacă se foloseau unități de ordinul sutei de kilometri pentru a măsura coasta Marii Britanii, aceasta avea 2800 de kilometri. Însă dacă era măsurată cu unități de ordinul a 50 de kilometri, atunci coasta Marii Britanii se dovedea avea 3400 de kilometri. Iar asta se datora faptului că liniile de coastă au ceea ce se numește o dimensiune fractală, un termen pe care Mandelbrot avea să-l introducă abia în 1975, dar pe care el îl explorează pe larg în articolul ăsta din Science. Un fractal e o formă geometrică în care se poate observa aceeași structură indiferent de scală. Și e un fenomen care apare deseori în natură, fiind caracterizat de autosimilaritate, self-similarity, la diverse scale de mărime. Să spunem, cum ați ajuns voi la sensul utilizat de Mandelbrot al autosimilarității și ce utilitate se dovedește a avea pentru voi fractalitatea în review-ul ăsta? Da, păi discutam în echipă despre cum s-ar defini self-similarity-ul ăsta și că există multe definiții pentru self-similarity în sens matematic geometric sau în sens statistic sau în sensul network science, unde înseamnă complet altceva. Și problema noastră era că în literatură, deci noi încercam să facem un review care să unifice cumva toate conceptele astea și în literatură autori diferiți foloseau aceeași terminologie în mod foarte diferit. Și atunci ne-am gândit, ok, hai să găsim sau măcar să încercăm să enumerăm toate definițiile posibile și așa am ajuns practic să discutăm de self-similarity în sens statistic și despre exemplul celebru cu coasta Marii Britanii ca un exemplu de self-similaritate, una dintre posibilități. Să spunem că putem observa fractalitatea, așa cum remarcați, în multe arii din natură, mai ales în biologie, unde ne și interesează direct. Vedem în figura 1 din stânga frunze de ferigă din Campbell 1996 sau în dreapta sus secțiuni de brocoli și de conopidă din Takeda și colaboratorul 1992, toate cu o structură fractală. Și ce ne interesează cel mai mult? Arbori dendritici ai neuronilor. Vedem în dreapta jos din Takeda și colaboratori 1992 neuroni de tip purchinie, de la rozătoare, de la șoareci, care sunt celule cerebeloase, neuroni cerebeloși, inhibitori GABAergici. E vorba de neuroni implicați în coordonarea mobilității, motilității, a căror lezare duce la probleme de coordonare a mișcării. Dar mai recent am văzut că sunt implicați și în cogniție socială și în procesarea afectivă. Și vedem aici ilustrată structura arborilor dendritici, care e una fractală. Foarte important însă e ceva ce menționați aici, anume că toate structurile astea pe care le vedem și pe care le observăm și în natură nu sunt de fapt definite strict de criteriile matematice ale lui Mandelbrot pentru fractalitate. Și asta e crucial pentru utilitatea termenului fractalitate în neuroștiință. Definiția matematică utilizată de Mandelbrot
care e constrânsă matematic de ceea ce se numește dimensiunea Hausdorff-Besicovici și deci care trebuie să respecte niște criterii matematice stricte, e considerată prea severă pentru datele pe care le putem obține în neuroștiință. Și atunci ați relaxat definiția asta și ați folosit 5 criterii formulate în 2014 de Falconer, care sunt mai puțin stricte decât cele ale lui Mandelbrot din anii 70. De ce a fost necesară relaxarea asta a criteriilor care definesc un fractal, astfel încât să putem folosi noțiunea în domeniul neuroștiințelor? De ce e prea strictă definiția matematică a lui Mandelbrot? Da, tocmai pentru că lucrurile nu sunt foarte stricte chiar în neuroscience, pentru că poți să te referi la, de exemplu, fractalitate din punctul de vedere geometric al structurii arborelui dendritic al unui neuron și e clar fractal, arată ca un copac, sau poți să te referi la fractalitate în sensul dinamicii pe care o vezi acolo și cumva aveam nevoie de un termen mai general, adică self-similaritatea asta statistică nu e limitată la o autosimilaritate pur matematică și pur geometrică. Și atunci am încercat să deschidem cumva și să mergem înspre termeni care sunt mai generali și acoperă și alte situații. Asta era practic motivul. Ca să completez puțin aici, nu există în sens matematic niciun obiect în lumea reală care e self-similar. De ce? Pentru că nu putem să mergem la infinit cu scările pe care le analizăm, da? Dacă mergem în jos, ajungem la molecule, ajungem la atomi și cam acolo se termină lumea pe care putem să o punem pe scările astea log-log-plot. Și atunci este o limitare fizică. De aceea s-au mers cumva spre niște definiții care acoperă în mod natural mai multe aspecte sau mai multe obiecte reale din lumea din jurul nostru. Să spunem puțin ce e un log-log plot și ce utilitate are. În principiu, ai o scară la care analizezi un obiect. De exemplu, poți să te uiți în cazul fractalității. Ne putem uita cât de apropiate sunt diverse puncte care aparțin unui obiect. Și ne întrebăm, dacă ne uităm la puncte apropiate, la o scară mică, la distanțe mici, câte puncte se află apropiate unele de altele? Bun, dar dacă creștem scala, dacă ne uităm la puncte care sunt mai îndepărtate și tot mai îndepărtate și tot mai îndepărtate, atunci putem să punem pe axa X scala la care ne uităm, distanța care ne interesează și pe axa Y putem să punem câte puncte, câte perechi de puncte am găsit la acea scară geometrică. Ca să investigăm dacă într-adevăr există conceptul ăsta de self-similarity, de scale freedness, ambele scări, X și Y, se pun în logaritm, se logaritmează. Dacă linia care rezultă e dreaptă, în log-log plot, atunci e un semn că avem un obiect care e self-similar, deci autosimilar și care e scale free. Și aici astea sunt ploturile log-log și se aplică atât în dinamică cât și în structura fizică. Deci vorbim de o formalizare matematică pe care o folosim ca să estimăm dacă apare autosimilaritate, fie la proporțiile unei structuri, bunoară la nivel macroscopic, la nivel de neuroanatomie, la nivel microscopic, deci la nivelul morfologiei celulare, a neuronilor individuale, a celulelor gliale, dar și la temporalitate, adică la activitatea corticală sau subcorticală pe care o vedem fie pe electroencefalogramă, fie din înregistrări celulare cu electrozi implantați, fie la neuroimagistică funcțională, RMN funcțional, PET și așa mai departe. Și acum, știind de fractalitate și de sensul în care ați utilizat termenul, să sărim exact două decenii mai târziu, din 1967, să mergem în 1987, când Per Bach, un fizician danez, publica împreună cu doi colaboratori un articol devenit azi foarte important, dar care la vremea respectivă a fost privit cu foarte mult scepticism. In 1987, the physicist Per Bach wondered if many different types of complex systems in the natural world might self-organize around critical points. To illustrate his theory of self-organized criticality, Bach used the familiar example of a sand pile. As the pile gains mass, friction can no longer hold the grains of sand in place, and a single grain added to the pile will trigger an outsized effect, sending avalanches cascading down its sides. And it turns out that if you look at the distribution of avalanche sizes, the big ones, the small ones, the intermediate ones, they follow power laws. And so Per Bach's idea was that, hey, here's a natural system that self-organizes to the critical point. You don't need to tune it there. You don't need to get just the right control temperature. It will evolve into that state.
And so when he came out with this concept of self-organized criticality, he was claiming that many natural systems fall into that category, like earthquakes, like stock market crashes, like piles of sand. Now, he was a pioneer, and it was amazing that he did that. And it inspired many people from other areas to enter into the field of criticality and to take a look at this concept and apply it more generally. And I would say basically it's had huge amounts of traction. However, there have been people who have been quite skeptical. Bach's equations only account for one grain of sand hitting the pile at a time. In nature, things are more complicated, and researchers have found it difficult to simulate criticality. And this is a general problem of mathematical models, just to be always aware of, which is, at what point have you overextended that simple abstraction and applied it in a way that's inadmissible? And so SOC is just one mechanism for tuning to critical points. It's a very interesting one, but perhaps it will turn out to be a rare one. Despite the criticism, Bach's work inspired interest in criticality throughout the 1990s and into the early 2000s, when neuroscientists began to probe a new question, whether brains might exhibit self-organized criticality. Să spunem întâi ce e criticalitatea, despre care Bach, Tang și Wiesenfeld vorbesc în titlul articolului. Cel mai simplu mod în care putem descrie criticalitatea e prin ceea ce se numește tranziție de fază, apa care se evaporă atunci când fierbe sau care îngheață atunci când o punem în congelator. Modificarea de temperatură produce schimbarea stării de agregare, iar între cele două stări de agregare vecine, lichid, vapor sau lichid, solid, în tranziția, așadar, de la lichid la solid sau de la lichid la gaz, există un moment scurt denumit punct critic, în care proprietățile celor două faze devin similare, astfel încât se poate cu greu distinge între cele două stări de agregare coexistente. Evident, fenomenul are o scurtă durată, însă e caracterizat de tot felul de proprietăți emergente care apar doar acolo, în punctul critic. Însă, criticalitatea nu ține doar de schimbarea stării de agregare, ci apare în multe fenomene din natură și poate fi descrisă matematic în mod similar în toate cazurile. Ceea ce l-a interesat foarte mult pe Per Bach, care a publicat în 1987 articolul ăsta în care vorbește despre criticalitatea autoorganizată. O proprietate foarte importantă care ne va interesa pentru neurofiziologie. Ce e criticalitatea autoorganizată? Deci este un concept destul de interesant și exciting, pentru că derivă din tot ce înseamnă sisteme naturale sau fizice și aparent criticalitatea, care ce înseamnă de fapt? Un sistem care e self-organized critical nu are o scară temporală caracteristică. Ce înseamnă caracteristică? Înseamnă evoluția sau fluctuațiile din sistem să fie limitate la o singură zonă în timp sau spațiu, că depinde, criticalitatea poți să o definești spațial sau poți să o definești temporal. În principal se definește temporal pe fluctuațiile unui observabil, de exemplu avalanșele din natură. Ce se întâmplă este că foarte frecvent sunt foarte multe avalanșe mici, dar foarte rar, din când în când, sunt avalanșe uriașe. Și dacă calculăm numărul de avalanșe în funcție de frecvența lor și le punem pe un log-log plot, o să obținem, paradoxal, o linie care e dreaptă. Asta înseamnă că sistemul se comportă ca și cum ar avea toate scalele, adică e capabil să evolueze pe toate scalele temporale sau spațiale. Și asta înseamnă criticalitate. Iar cel mai simplu exemplu, care a fost de fapt dat în articolul original, este al așa numitului sandpile sau grămezii de nisip, unde tot așa, dacă turnăm treptat nisip într-o, mă rog, pe o movilă, o grămadă, o să observăm tot așa foarte frecvent avalanșe micuțe. La un moment dat, când sistemul atinge o anumită stare, pot apărea avalanșe atât de mari încât devin catastrofice, încât toată grămada se surpă. Și practic tot așa, dacă calculăm pe un log-log plot frecvența versus mărime, obținem o linie dreaptă. Și ceea ce e șocant este că tipul ăsta de fenomen îl găsim peste tot în natură. De exemplu, cutremurele au aceleași proprietăți, tot așa avem foarte multe cutremurele foarte mici, foarte puține foarte mari. Și există un continuum între ele, ca și cum pământul e capabil de a produce o grămadă de scări temporale și spațiale. Sunt multe alte exemple, internetul, fluctuații, mersul uman, deci gate, cum se mai numește, iar are proprietăți din astea statistice
Și ce e și mai interesant e că în natură par să existe, deci linia asta, dacă îi calculăm panta, de obicei e undeva la minus 1,5. Și pare că sistemele naturale au o lege universală în spate care e legată de tipul ăsta de scalare. Ei, și cu entuziasmul legat de ideea că ar putea fi vorba de o lege universală a naturii în criticalitatea autoorganizată, sărim încă 16 ani și ajungem fix acum două decenii, în 2003. Atunci când Journal of Neuroscience publica un articol ajuns astăzi foarte important. Neuronal avalanches in neocortical circuits. Avalanșe neuronale în circuite neurocorticale. Un articol care se apropie astăzi de 2500 de citări și care a fost unul de pionierat pentru area asta din neuroștiință. John Beggs și Dietmar Plantz, un fizician și un neurofiziolog, care acum 20 de ani au propus aplicarea criticalității autoorganizate la date de electrofiziologie. Să spunem și că pentru amândoi, articolul reprezintă vârful popularității în carieră. Pentru bibliografia ambilor, articolul e de departe lucrarea cu cele mai multe citări. În 2003, Beggs și Plantz lucrau amândoi la National Institutes of Mental Health și merită remarcat, apropo de ceea ce am vorbit la început și de ceea ce spunea Vlad Moca, diferența dintre cercetarea fundamentală și cercetarea aplicată, relevanța pentru comportament și pentru viața reală. Să observăm că NIMH, un conglomerat științific care prin excelență se ocupă de cercetarea în psihiatrie, deci având relevanță clinică, finanța genul ăsta de cercetare fundamentală, care era clar că nu putea produce rezultate relevante pentru psihiatria clinică prea curând, ci era pur și simplu cercetare fundamentală, menită însă să ne ajute să înțelegem principii fundamentale de funcționare a creierului. E un aspect la care poate o să revenim mai târziu. Pe scurt, ceea ce fac John Beggs și Dietmar Plantz aici e că folosesc ceea ce ei numesc culturi organotipice, adică folosesc secțiuni de cortex de la rozătoare, din cortexul somatosenzorial al șoarecilor de laborator, pe care plasează o placă de electrozi pentru înregistrarea potențialelor spontane de acțiune din acest fragment de țesut. Potențiale pe care le înregistrează pe o perioadă de timp și în care observă avalanșe de activitate care pot fi descrise într-un log-log plot despre care am vorbit, de o manieră care sugerează că avem aici criticalitatea autoorganizată, exact precum cea descrisă de Perbach în fenomene naturale generale despre care am vorbit anterior. Asta întreabă Beggs și Plantz aici. Dacă ansamblurile astea neurale produc avalanșe care pot fi descrise de teoriile care descriu sistemele de tip critic. Și am văzut că da, produc astfel de avalanșe, ce consecințe ar putea avea asta pentru procesarea de informație? Altfel spus, ce impact are asta în procesarea cognitivă și sau afectivă? Ce vedem aici și de ce a fost atât de important pentru neuroștiință? A creat o întreagă arie de cercetare. Deci, în datele respective pe care le-a înregistrat, urmărind NLFP-uri, Negative Local Field Potentials, și aplicând un anumit prag, au observat că există anumite picuri care depășeau acel prag. Și ele depășeau cu anumită frecvență, cu anumită intensitate și pe diferite durate de timp. Și încercând să analizeze rezultatele respective, s-au uitat în log-log ploturile aferente. Pentru asta a utilizat diferite ferestre de observație. Pe baza ferestrei de observație a observat că ploturile respective s-au făcut din două perspective. Unul pentru dimensiunea avalanșelor, mă rog, unde avalanșele sunt date de acele NLFP-uri care depășesc acel prag. S-au dat prima dată pentru durată și respectiv pentru dimensiune. Și a observat că acestea se scalează destul de bine în log-log plot cu fereastra de observație utilizată. Ceea ce l-a dus la ideea de criticalitate și de avalanșe, care cumva au asociat-o cu tocmai cu ideea propusă originală. Da. Deci, practic, pot să spun că multe persoane din neuroscience vin și din direcția fizicii. În neuroștiințe sunt o grămadă de cercetători cu background foarte diferit. Eu am terminat calculatoare, sunt foarte mulți fizicieni, matematicieni, și de multe ori idei din fizică ajung să fie transpuse în studiul creierului. Acum nu știu exact care a fost motivația lui Plantz inițială, dar ce pot să spun e că în studiul inițial, practic, ei au observat niște fenomene din astea de încercau să caracterizeze scala temporală caracteristică pe care evoluează culturile organotipice, cum se numesc,
Și au observat și la mărimea fluctuațiilor potențialelor și la distanța dintre aceste avalanșe, tot felul de fenomene din astea care seamănă cu avalanșele din natură. Și ce e de fapt foarte interesant e că lucrurile astea le observi și când înregistrezi dintr-un creier in vivo. Adică, de exemplu, la noi în laborator, dacă înregistrăm dintr-un creier viu, într-un animal în anestezie, foarte din când în când, rar, apar evenimente, nu catastrofice, dar niște evenimente în care toți neuronii se activează brusc. Și avalanșele astea e, cum spunea cineva în engleză, you cannot not see them. Adică sunt niște evenimente atât de proeminente încât le vezi cu ochiul liber. Și atunci ei au avut ideea asta de a caracteriza frecvența versus mărime, versus amplitudine, versus distanță între evenimente și au observat acest power law. De unde s-a născut toată ideea asta de criticalitate? Au fost și alții care au propus tot felul de modele sau transferul modelelor din fizică înspre neuroscience pentru a explica dinamica circuitelor neuronale. De exemplu, John Hopfield cu rețeaua de atractori. Isaac models din fizică se aplică în caracterizarea dinamicii circuitelor din retină. Deci, a spune că aici e o treabă un pic mai complexă, în sensul că importăm idei din fizică care par să fie utile ca să explicăm dinamica creierului, dar pe de altă parte avem și observații din neuroscience care ne duc să căutăm modele în fizică prin care putem explica ce se întâmplă. Bun, să ne amintim că acum 20 de ani, în 2003, peisajul științific și universitar românesc era unul în care accesul la literatură era mult mai limitat decât acum. Nu se putea pune problema să aibă cineva abonamente plătite la jurnale internaționale. Nu avea nimeni Journal of Neuroscience lunar la birou pentru a-l răsfoi și a da peste articolul ăsta, care să-l facă să se gândească ce înseamnă oare toate acestea, ce implicații au și așa mai departe. Spuneți-mi, cum ați ajuns voi la munca de cercetare a lui Beck și Plants, la articolul ăsta și la seria ulterioară de studii prin care cei doi au introdus criticalitatea autoorganizată în neuroștiință? Și cum și de ce a început să vă intereseze domeniul? În principiu am căutat destul de mult. Știam că Dietmar Plants avea studii în domeniul respectiv și că a fost persoana care a început cumva field-ul ăsta de research. Și atunci am îndreptat direct la sursă și am început cu articolele, primele articole pe care au publicat Plants și de acolo am studiat, am mers pe Hirsch, am studiat Prescott. Noi am avut legătură cu aria asta și chiar cu Dietmar Plants, nu eu personal direct, dar la Institutul Max Planck în Frankfurt, unde lucram, Plants avea un proiect în derulare cu un colaborator foarte apropiat al nostru, cu Danko Nikolić, care făcea înregistrări din cortexul vizual al pisicilor. Și chiar încă de atunci aveam discuții cu Danko despre criticalitate și despre faptul că avalanșele astea au un rol funcțional în creier. Și unul dintre experimentele pe care chiar le-a făcut și noi chiar am început să analizăm datele de acolo a fost înregistrarea simultană în două arii vizuale de la pisică. Deci, practic, pe calea vizuală ventrală din aria 17, care e cortexul vizual primar, și din aria 21, care e undeva mult mai sus în ierarhie. Și partea interesantă era că dacă ai două arii care sunt cuplate și într-o arie se întâmplă ceva care e, să zic, nu foarte mare, ai un burst de activitate nu foarte semnificativ, de multe ori burstul ăsta nu se propagă între arii. Pe când dacă avea o avalanșă, avalanșa face ca în mod predictibil ce se întâmplă o într-o arie să fie trimis like a vehicle în cealaltă arie. Și de atunci am început să discutăm mult înainte să existe proiectul Merck și ideea de fractalitate despre conceptul ăsta de self-organized criticality și dynamics in neural circuits. Da, exact cum spuneam, în 2003, să-ți ajungă articolul lui Beck și Plants în România, șanse puține. Importanța de a fi ajuns în Germania, la Max Planck Institute, unde să luați contact direct cu Danko Nikolić și direct cu munca sa de laborator, din care puteai să derivi discuții despre criticalitate. Acum, că avem un timeline al ideilor relevante pentru review-ul ăsta și știm de fractalitate și de criticalitate, să mai definim câțiva termeni utili. Înainte să vedem unde și în ce măsură observăm fractalitate și criticalitate în creier și ce consecințe funcționale ar putea acestea avea pentru procesare cognitivă, afectivă, motorie și așa mai departe, să vedem cu ce termeni descriem ceea ce vedem. Ce înseamnă ceea ce vedem? Întâi, spunea anterior Raul de Power Law,
o lege de putere care caracterizează activitatea din ansamblurile de neuroni, din care s-a născut ideea că am putea observa criticalitatea autoorganizată și în neuroștiință. Așa cum spuneți și voi în dicționarul ăsta foarte util din articol, o lege de putere e o formă de scale invariance, de invarianță de scală sau la scală, care devine linia asta dreaptă pe care o observăm în plotul log-log de care vorbea Vlad Moca mai devreme. Să o luăm de la invarianța la scală, dat fiind că definiția voastră e una mai complexă. Am folosit-o pe cea dintr-un review citat de voi, HE 2014, care vorbește despre datele funcționale observate în înregistrări cu electrozi implantați. Potențiale de membrană neuron individual, potențiale de câmp neuronal, date de electroencefalografie, dacă mergem spre explorări non-invazive, și în fine date de magnetoencefalografie sau de RMN funcțional. Și atunci când observăm un spectru de putere de tip 1 supra F, asta se dovedește a fi o sugestie că avem de a face cu o activitate de tip scale free, independentă de scală. Hai să o luăm în ordine. Ce descrie 1 supra F? 1 supra F se referă exact la modul în care se scalează, de exemplu, un semnal care prezintă proprietatea de invarianță la scală, deci dacă ar fi să faci, să plotezi statistica sa într-un plot log-log, de obicei 1 supra F indică că odată cu cât ar fi să crești variabila de pe axa X, magnitudinea sau valoarea pe care ai vedea-o pe axa Y se scalează cu 1 supra F. Deci, de exemplu, dacă ar fi să faci pentru un semnal care are să-i faci densitatea spectrală de putere, o să vezi că o să ai puteri foarte mari în zona frecvențelor mari și cu cât crești în frecvență, magnitudinea se scalează cu 1 supra F. De fapt, 1 supra F chiar de aici vine de la ideea de zgomot roz. Zgomotul roz urmărește exact, e descris de o putere cu caracteristica de 1 supra F. Zgomotul roz, să spunem că se mai numește chiar zgomot fractal. Nu e vorba de zgomot auditiv, sau nu numai de zgomot auditiv, ci de zgomot în orice fel de tip de semnal. El există și în zgomotul auditiv, se folosește bunoarea la calibrarea boxelor și sună cam ca o cascadă, ca sunetul unei cascade. Însă e unul dintre cele mai întâlnite tipuri de zgomot în semnalele biologice. Foarte multe semnale electrofiziologice conțin zgomot roz și inclusiv semnalele de neurofiziologie conțin zgomot roz. De altfel, zgomotul roz a și fost utilizat pentru modelarea stărilor mentale în psihologie. A fost utilizat pentru modelarea variației în genurile muzicale de-a lungul perioadelor istorice sau pentru modelarea lungimii cadrelor din filme făcute între 1935 și 2005. Iată un studiu publicat în 2010. Și să notăm că zgomotul roz nu e singurul tip de zgomot care există. Mai există zgomot alb, zgomot maro sau roșu sau brownian, cum mai e denumit, care sunt descrise de alte tipuri de relații matematice. Bun, și dacă avem un semnal descris de 1 supra F, ce e invarianța de scală, scale invariance, descris de He ca fiind activitate neurală care n-are o scală temporală predominantă? Termenul de invarianță la scară e un termen foarte general. Prima și prima dată l-am întâlnit în matematică și foarte des întâlnit în matematică și în fizică. E o proprietate a multor sisteme, de cel mai multe ori neliniare, care sunt capabile să producă diferite caracteristici pe o anumită dimensiune sau depinde din ce dimensiuni e privit sistemul respectiv, dar într-o, cel puțin în una din dimensiuni să producă caracteristici astfel încât dacă dimensiunea respectivă ar fi să o diluezi sau să o contracți, ai vedea că anumite proprietăți se conservă, adică ai vedea ceva similar pe o gamă foarte largă de magnitudini. Desigur, mă rog, are și o formalitate matematică care reflectă ideea de omogenitate. De fapt, e un sistem care e descris de omogenitate într-o gamă foarte largă de magnitudini. Desigur, la treaba asta, dacă ar fi să-i faci statisticele, cel mai convenabil e să utilizezi ploturi în scară logaritmică. Deci, de obicei, sistemele care au această proprietate de invarianță la scară o să producă o dreaptă în plotul pe scară logaritmică. Acum, linia aceea poate să fie diferite orientări, dar esențial e să fie o linie. Dacă nu mă înșel, mergând pe ideea asta, inclusiv și zgomotul alb e într-o oarecare măsură invariant. Da, cum se traduce treaba asta în activitate neuronală? E
strâns legată de ideea de avalanșe. La ce se referă? Da, dacă ar fi să observi activitatea la diferite circuite neuronale, odată ce ai observa, ai face observații la o anumită scară, dacă ar fi să schimbi scara de observație, fie că ar fi o magnificare sau viceversa, ai observa iarăși că anumite caracteristici, anumite statistici se conservă și s-ar produce în oarecare măsură semnale sau observații care sunt similare de la o gamă la alta. Bun, și acum care e relația dintre fractalitate, criticalitate auto-organizată și invarianța de scală? Dacă ar fi să plec de la criticalitate, în general, în fizică, e cel mai mult studiat treaba asta. Sistemele care, în general, sunt descrise de un regim critic ajung să aibă proprietatea aceasta de invarianță la scară. De obicei, proprietatea asta s-a descoperit că e destul de proeminentă în foarte multe sisteme. Treaba asta, cumva, e într-o oarecare măsură legată și de fractalitate, în ideea că, ok, da, și fractalii sunt, până la urmă, descriși de proprietate de invarianță la scară, pentru că un fractal, așa cum îl cunoaștem, are aceeași proprietate în ideea că dacă diluezi, ai vedea iarăși într-o oarecare manieră că e guvernat de similaritudine de la o gamă la alta. Pe de altă parte, ce s-a mai observat, sistemele care se află în regimul critic, sistemele fizice de obicei, prin activitatea pe care o au și mai ales în funcție de cum se organizează, sunt capabile de sine stătătoare să producă caracteristici geometrice și fizice care se pot asocia destul de ușor cu fractalitatea, cel puțin în ideea în care definim fractalitate prin autosimilaritate statistică. Însă da, e o zonă destul de incertă la momentul acesta, însă știm sigur că sunt legate una de alta și de obicei apar împreună. Să spunem că, așa cum sumarizați și voi în articol, invarianța de scală e prezentă în foarte multe arii din știință. Caracterizează corpuri cerești în astrofizică, dezastre naturale, chiar pene de curent la nivel mare, urban, structura plantelor în biologia vegetală, proteine din biochimia organismelor vii, dar cel mai important, probabil, comportamente umane și animale. Spre exemplu, Hausdorff și colaboratorii în 1995, care s-au uitat la tiparele de mers uman, pur și simplu la dinamica motricității în timpul mersului, în care au descoperit proprietăți de tip invarianță de scală. Sau Kuznetsov și Wallet în 2011, în cazul comportamentelor motorii simple, în care se cere participanților să fie ceasuri umane și să bată cu degetul în birou la fiecare secundă. Și în care găsești fractalitate crescută atunci când participanții nu primesc feedback dacă bat secundele acurat sau nu, deci au libertatea să fie mai autentici, mai ei înșiși. Și indicii de fractalitate scad atunci când primesc feedback și li se spune dacă bat prea repede sau prea lent. Sau Steven și Anastas, 2011, care găsesc același gen de tipare în motilitatea oculară atunci când se uită la date de eye tracking pe căutare vizuală într-un stimul vizual în care participanții caută, explorează ceva anume. Și așa mai departe. Vedem deci că invarianța de scală e prezentă în foarte multe fenomene, dinamici între grupuri sociale, interacțiuni umane interpersonale, comunicarea în rețele electrice și așa mai departe. Și ceea ce remarcați voi aici, lucru care e foarte important, e că în relația cu criticalitatea auto-organizată e greu să identifici tranziții de fază, precum identificăm atunci când trecem apa din stare solidă în stare lichidă sau în stare gazoasă. Pentru că în multe dintre sistemele astea nu e vorba despre un stimul extern care e schimbarea temperaturii în termodinamică. De unde rezultă ideea că în cazurile astea, inclusiv în neurofiziologie, criticalitatea trebuie să rezulte dintr-un proces intern care se auto-organizează. Și avem aici, în figura 1, o ilustrație a tuturor conceptelor pe care le definiți în dicționar și a modului în care v-ați gândit că interacționează ele. La ce ne uităm concret aici și ce probleme ați avut? Da, aici a fost un efort destul de mare, practic, să încercăm să adunăm din toată literatura definițiile și să găsim o schemă care cumva leagă conceptele între ele. Deci una dintre problemele pe care am avut, cum zicea și Raul când am început să scriem articolul, e că dacă studiezi literatura de specialitate, definițiile nu sunt întotdeauna compatibile. Și atunci figura asta, împreună cu definițiile pe care le-am pus aici, asta încearcă să facă, să pună puțin ordine și să unifice terminologia
și să o particularizeze puțin la acest review. Și practic aici vedem legături între ce înseamnă complexitate sau proprietățile rețelelor, la dinamică, la parametri de control, la hidden variables și mai departe, ce înseamnă self-similarity, ce înseamnă o funcție de scalare, ce înseamnă, și până la urmă toate converg cumva și explică ce înseamnă un fractal, un multifractal și ce înseamnă, care e legătura între dinamica și... În general, cred că lucru unificator aici e conceptul de scale-free și de log-log-plus care îl găsești în structură și în dinamică. Bun, și revenind deci la structură și la dinamică, să revenim la cele trei niveluri de rezoluție spațială, microscală, mezoscală și macroscală. Să mai remarcăm o dată ce spunea Vlad Moca mai devreme, că cele trei categorii nu țin de dimensiuni absolute, ci sunt relative la mărimea creierului. Cu alte cuvinte, un între creier de muscă, deși are doar câțiva milimetri, nu e la microscală, ci e la macroscală, pentru că vorbim despre întregul creier al muștei. Tot așa cum un ansamblu de neuroni ai unei balene albastre nu este la nivel de macroscală, pentru că e vorba de un ansamblu de neuroni foarte mari, ci se plasează la nivel de mezoscală. Să spunem și că în dreapta, la macroscală, am putea să fim în confuzie când vedem sistemul dopaminergic cu neuroni care și-au originea în trunchiul cerebral și au proiecții corticale în prefrontal, care se întind așadar departe. Dar dacă vorbim de dopamină și de neuroni dopaminergici, evident că scala despre care discutăm e microscala. Însă, datorită întinderii proiecțiilor neuronilor dopaminergici, ajungem la nivel de macroscală. Tot aici să remarcăm și că metodele de explorare pentru fiecare nivel, imagistică optică, adică microscopie cu doi fotoni, care produce imagini de genul ăsta, Anderman și Bonin, vorbim de creier de rozătoare cu o alterare genetică prin care generezi luminozitatea celulei ori de câte ori neuronul emite potențiale de acțiune și ne permite în felul acesta să o vedem. Și în dreapta o variantă structurală, morfologică și tehnologie de tip patch clamp, cu care, folosind o soluție care conduce curentul atașată membranei celulare, poți să înregistrezi potențialele de acțiune dintr-un neuron. Iar la nivel de mezoscală există ceea ce se numește electrofiziologie extracelulară, adică electroizi care înregistrează potențiale de acțiune de la ansambluri de neuroni. Dar tot aici, într-un mod cumva contraintuitiv, se află și tomografia cu emisie de pozitron, care produce imagini colorate care sunt de tip macroscală, dar care se realizează prin injectare de trasoare radioactive în fluxul sanguin, trasoare care sunt special create pentru a se atașa de un anumit tip de receptor al unui neurotransmițător. Și deci, deși imaginile le vezi la nivel de macroscală, informațiile sunt de tip micromezoscală, ansambluri de neuroni care eliberează neurotransmițători. Te uiți la populații dopaminergice, serotoninergice, etc. Tot aici avem ceea ce numim electrocorticografie. Prin electrozi implantați neurochirurgical, de obicei la pacienți cu epilepsie, putem stimula sau măsura din nou ansambluri de neuroni cu o precizie mare. Totodată, la nivel de macroscală, să remarcăm faptul că pe lângă metodele enumerate aici, avem întâi neuroanatomia clasică, post-mortem, după care avem neuroimagistica structurală, de la computer tomograf la remene structural. După care, când mergem spre funcțional, avem metodele enumerate aici, electroencefalografie, magnetoencefalografie, remene funcțional. Și o metodă mai puțin cunoscută și utilizată, imagistica funcțională cu ultrasunete, fuzii. Și atunci, așa cum spuneți în articol, de aici încolo treceți către un zoom in, mergând de la macro la mezo și apoi la microscală, sumarizând datele care arată că există fractalitate, deopotrivă la nivel structural și la nivel funcțional, cam așa e progresia, macro-mezo-microscală, structural-funcțional. Și dacă mergem la nivel de macroscală, la nivel structural, vedem în primul rând date care ne sugerează din start o lege de tip evoluționist, în sensul că vedem că există o lege de scalare, de proporționalitate, între materia cenușie din creier, cea care conține corpurile celulare ale neuronilor, și materia albă, care conține axonii acelorași neuroni. E vorba de o proporție de cam 1,23. Și ceea ce vedem în centru e tocmai un log-log plot pe care apare linia dreaptă a unei legi de putere, un power law, atunci când analizăm proporția de materie albă și materie cenușie la 59 de specii de animale. Vedem în dreapta câteva exemple, de la ceea ce în limba română se numesc chițcani, în engleză se numesc shrews, și uneori sunt traduși ca scorpii, dar nu au nicio legătură cu scorpionii, de pildă. E vorba de mamifere din familia soricide, fără vreo legătură cu rozătoarele. Sunt mai degrabă apropiate de arici. Sunt niște mamifere mici, insectivore. După aceea avem rozătoare clasice, de la șoareci la hamsteri, șobolani, apoi primate, capucini și macaci, și
în cele din urmă creiere umane, sub fiecare dintre ele fiind trecută greutatea, iar în roșu numărul aproximativ de neuroni din fiecare. În stânga, în figura 1, vedem deci că pe măsură ce creierul crește în dimensiune la specii mai mari, apar comisuri tot mai lungi în materia albă, desenată aici cu negru. Sus e un creier de pisică, pe când jos e un creier de pumă. Esențial fiind că vedem o lege de proporționalitate între materia albă și cea cenușie de-a lungul tuturor speciilor. Așa cum am spus, e vorba de 59 de specii de animale, nefiind vorba doar de cele ilustrate în dreapta. Tot aici, la nivel de macroscală, vedem analize volumetrice prin care se explorează complexitatea structurii corticale. În stânga vedem din Kiselev date umane de imagistică structurală în care constatăm autosimilaritate până la o scală spațială de cam 3 mm. După care, în centru, din Liu și colaboratori, tot imagistică structurală la participanți umani, de data asta imagistică a cerebelului, a materiei albe din cerebel, în care constatăm din nou fractalitate, și, în fine, în dreapta, din Free și colaboratori în 1996, tot neuroimagistică structurală, de data asta doar a materiei albe din telencefal, din creierul mare, și din nou apare fractalitate și la acest nivel. Astea sunt doar câteva exemple la nivel de macroscală atunci când vorbim de structural. Dacă mergem la funcțional, vedem date de electroencefalografie. În stânga, Freeman și colaboratori. Să notăm aici că e vorba de Walter Freeman III, al treilea, fiul lui Walter Freeman, notoriul chirurg american, care în anii 1940-1950 se specializase în lobotomii aplicate pacienților psihiatrici și care, după ce a omorât accidental mai mulți pacienți, a sfârșit în uitare, complet discreditat profesional. Însă acest Walter Jr., fiul lobotomistului, a avut o carieră infinit mai respectabilă, fiind unul dintre pionierii cercetării oscilațiilor electroencefalografice și a relevanței lor pentru arhitectura funcțională a creierului. Și aici, în stânga, dintr-un studiu din 2003, vedem date de electroencefalografie de la un participant uman în stare de repaus cu ochii închiși. Și vedem din nou în log-log plot că datele de electroencefalografie au proprietăți descrise prin 1 supra F, care, așa cum remarcați, au fost utilizate drept dovezi pentru criticalitatea autoorganizată și invarianța de scală. În centru, în figura 4, vedem cum fusese răplasați electrozii în studiul lui Freeman. Evident, nu fusese răplasați direct pe cortex, nu vorbim de electrocorticografie, ci au fost plasați pe scalp. E vorba doar de o reprezentare schematică a ariilor corticale din care s-a înregistrat semnal. Iar în dreapta, din Lincoln Care Hansen și colaboratori, 2001, din nou fluctuații de ritm alfa, deopotrivă la magnetoencefalografie și la electroencefalografie. Tot de la participanți umani aflați în repaus. Tot același tip de power loss care descrie activitatea neurană spontană care apare în aceste condiții. Legat de funcții cognitive, tot la nivel de macroscală, tot funcțional, dar de data asta avem date de RMN funcțional. În stânga, din Tagliatsuki și colaboratori, un studiu din 2012, date din stare de repaus în care semnalul fluctuează continuu în zona tranziției de fază. Uitându-se la vârfurile semnalelor de amplitudine mare din semnalul Bolt, autorii sugerează că în starea de repaus, creierul se învârte în jurul tranzițiilor de fază. Mai interesant e ce vedem în centru, Churchill și colaboratori, un studiu din 2016, în care autorii au luat participanți cărora le-au dat în RMN sarcini cognitive, SART, Sustained Attention to Response Task, în care e vorba de un șir de numere pe ecran, separate de un semn, și subiectul are de apăsat o tastă atunci când apare orice număr mai puțin 3. E vorba de o sarcină de atenție susținută și de inhibiție cognitivă. Apoi, TMT, Trail Mapping Test, o sarcină clasică din neuropsihologia clinică în care subiectul are de conectat numere și litere în ordine, ele aflându-se pe ecran distribuite într-o manieră dezordonată. Deci ceea ce are de făcut subiectul este să unească A cu 1, B cu 2, C cu 3 și așa mai departe. E vorba de o sarcină de atenție și de funcții executive. Și Verbal Working Memory Task, în care subiectul are de reținut informație verbală în timp ce face alte sarcini. O sarcină de memorie verbală cu interferență cognitivă. Ce au făcut însă Churchill și colaboratori a fost că au dat fiecare dintre sarcinile astea de câte două ori fiecărui participant. Ceea ce înseamnă că odată sarcina era complet nouă, în timp ce a doua oară participantul deja se obișnuise cu ea. Și ceea ce au observat autorii a fost că exponentul Hurst e mai scăzut atunci când sarcina e mai nouă, așadar când e nevoie de efort cognitiv.
Și n-au măsurat doar prin noutatea sarcinii, ci și prin dificultatea sarcinii. Atunci când sarcina e mai dificilă, din nou exponentul de fractalitate e scăzut. Să explicăm și ce e exponentul Hurst, care e un indice de fractalitate. Cu alte cuvinte, în cazul acesta, când sarcina e mai nouă și sau mai dificilă, deci necesită mai mult efort mental, indicele de fractalitate e mai scăzut în datele funcționale. În dreapta vedem tot date de remene funcțional din La Roca și colaboratori. Deopotrivă în stare de repaus, în stânga, la A, și în timpul unei sarcini cognitive de discriminare vizuală a mișcării, la B, în care s-au calculat exponenți de multifractalitate, care se pare că sunt crescuți în timpul efortului cognitiv față de starea de repaus. Înainte să trecem mai departe, să explicăm ce e exponentul ăsta Hurst și ce ne spune el. Exponentul Hurst, din câte știu, dacă mi-amintesc bine, e împrumutat din geologie. Cred că a fost dezvoltat pentru a analiza anumite statistici legate de râuri. S-a descoperit că exponentul respectiv e de fapt strâns legat de ideea de fractalitate și de autosimilaritudine. Și da, exponentul respectiv a fost utilizat în evaluarea semnalelor date de dinamica neuronală. Exponentul Hurst poate fi analizat în sensul că anumite valori pot să indice dacă un semnal denotă mai mult sau mai puțin proprietatea de invarianță la scală. Cum într-adevăr, mergând pe ideea un creier, dacă e luat ca un sistem dinamic, să-i cunoști regimul sau starea în care se află, dacă ar fi să-i faci să analizezi planul de regimuri, sau state phase, cum ar fi. Într-adevăr, diferite activități și contexte pot să altereze stările respective, adică să dirigeze starea creierului analizat din punct de vedere al dinamicii sale, diferite regiuni, diferite faze. În general, în alte sisteme din fizică pot fi analizate în aceeași manieră și exponentul Hurst poate fi puternic corelat cu explorarea regimurilor respective. Mergând acum ceva mai departe, tot la nivel de macroscală, vedem criticalitatea autoorganizată ca având și legătură cu nivelul de conștiență. În stânga, din Pereda și colaboratori, date de electroencefalografie de la participanți care au fost deopotrivă în stare de veghe, cu linia plină, și în somn, cu linia punctată. Vedem că în somn, curba e mai abruptă și indicele de criticalitate descrește semnificativ. În centru și în dreapta, din Ghifani, participanți în cursul anestezierii. Și vedem aici că pe măsură ce e mai mic indicele de conștiență în cursul anestezierii, prescurtat BIS, BIS, crește indicele de fractal scaling, ceea ce sugerează că scad corelațiile temporospațiale. Cu alte cuvinte, pe măsură ce starea de conștiință se diminuează, fie prin somn, fie prin anesteziere, indicele de fractalitate scade, sugerând că activitatea neurală în stare de veghe este legată cumva de fractalitate și de criticalitate autoorganizată. Tot la macroscală suntem și la nivelul comportamental, cel puțin al comportamentului motor. În studii care explorează mișcarea liberă a antebrațului în sarcini cotidiene, banale. Sunt studii în care participanții poartă niște accelerometre și sunt lăsați mai multe săptămâni să facă ceea ce fac în mod natural în viețile lor de zi cu zi. Și vedem că se pot găsi, cel puțin la nivelul motricității antebrațului, date astfel obținute tot cu curbe de tip scale free. Iar în dreapta vedem funcții cognitive dintr-un review foarte pe larg, Kello și colaboratori, care s-au uitat la măsura în care datele obținute din multiple tipuri de studii, perceptuale, mnezice, de limbaj și așa mai departe, sunt date care pot fi descrise în aceeași manieră de tip 1 supra F. Ceea ce vedem ilustrat aici de Kello și colaboratori, fiind date dintr-un studiu de memorie, deopotrivă memorie prospectivă, adică îmi amintesc ce am de făcut mâine, de pildă, în viitor, și clasică, memorie retrospectivă, îmi amintesc ce am făcut ieri, în care tiparele de reamintire ale participanților descriu aceeași distribuție de tip scale free, care sugerează fractalitate. Prin urmare, dacă ne întoarcem la figura 1 din Van den Heuvel și Yeo, în care traversau nivelurile de rezoluție spațială de la genetică, la ansambluri de neuroni, la comportament și în final la patologii psihiatrice, putem vedea că, cel puțin la nivel descriptiv, pare să existe un tipar care ne duce de la neuroni până la cogniție și comportament. Sigur că nu putem afla astfel cum emerge cogniția și comportamentul din ansamblurile neuronale și din rețelele transcorticale de scară largă din creier, sau cum și de ce apar patologiile psihiatrice, însă
Asta e atracția față de fractalitate. Aceea că, cel puțin descriptiv, ne poate purta de la nivel unicelular până la nivel cognitiv și comportamental. În afară de ansamblurile de neuroni de la nivelul de mezoscală, a căror înțelegere rămâne limitată, nivelul rețelelor transcorticale e unul care e fundamental pentru înțelegerea cogniției, deopotrivă celei normale și a celei patologice. Un nivel care s-a dezvoltat enorm în ultimii 20 de ani, de când am început să avem neuroimagistică într-adevăr suficient de performantă încât să putem explora variațiile în normalitate și să nu mai depindem de studiile de leziune sau de limitările pe care le are electroencefalografia. Dat fiind că, între timp, a revenit Maria Ercei Ravaș, aș ruga o să ne spună câteva lucruri despre fractalitatea la nivel de conectomică, de rețele transcorticale. Un pasaj al review-ului în care are citate multiple studii făcute chiar de echipele din care a făcut parte sau pe care le-a condus în ultimii 10 ani. Așadar, ce vedem aici? Eu am început să studiez rețeaua structurală a maimuței când am fost postdoc în America și atunci am observat o regulă foarte interesantă. Dacă ne uităm la numărul axoanelor în funcție de lungimea lor, deci axoanele care trec prin substanța albă conectând diferite arii corticale, și ne uităm la numărul lor în funcție de distanță, asta scade exponențial. Și asta rămâne adevărat nu numai la maimuțe, și la șoareci, și la șobolani, deci a fost verificat în diferite specii. Cu această regulă se ajunge ca creierul să optimizeze cumva lungimea axoanelor care se folosește pentru a obține structura necesară care conectează ariile funcționale. Deci e un fel de wiring optimization, cum numim în engleză. Noi am studiat niște rețele obținute din experimente de tract tracing și acolo, dacă ponderea linkurilor e arătată pe log scale, vedem această distribuție aproape normală. Deci, practic, ponderile arată un log normal, deci o distribuție log normal, și aici mai jos se vede histograma, deci figura 2B, de exemplu, histograma arată numărul neuronilor în funcție de distanță, cum scade exponenția. Și aici, în mijloc, aceste ploturi practic arată rețelele din creierul maimuței și mai jos din șoareci. Nu chiar toate ariile sunt prezente, fiindcă aceste experimente sunt foarte costisitoare și au fost injectate pe atunci numai 29 de arii. Deci în articolul Science din 2013 în care am scris despre asta, figura e din articolul acela, figura arată numai 29 de arii corticale și culorile arată din care parte a creierului sunt aceste arii, de exemplu temporal sau așa mai departe, frontal, prefrontal și așa mai departe. Și la stânga vedem rețelele cu toate linkurile incluse, iar la dreapta un fel de backbone din care scoatem toate linkurile mai slabe. Deci, pe rând, toate linkurile slabe până când ajungem la un punct unde, dacă am mai scoate un link, rețeaua ar cădea în mai multe grupuri. Deci, e un, așa numim noi, backbone-ul rețelei. Acolo, la stânga, se vede aceeași rețea cu 29 de arii, dar ariile, deci nodurile rețelei sunt puse la coordinatele în cele trei dimensiuni și am arătat în acel articol că, de fapt, dacă am comparat rețeaua cu versiuni randomizate, creierul chiar optimizează lungimea totală a axoanelor și acesta este cumva realizat prin această regulă exponențială. Ceea ce mai era interesant în acest articol și în articolul din Neuron, tot în 2013,
că am creat și un model cu această regulă exponențială. Practic, am folosit regula exponențială și în afară de aceasta totul era random în model și am reușit să explicăm și să prezicem foarte multe proprietăți ale rețelei structurale. Deci se pare că această regulă geometrică explică multe proprietăți. Deci, exponential distance rule la nivel de rețele transcorticale. Ce implicație are asta pentru fractalitate? Da, păi, în primul rând, cum să spun, arhitectura asta structurală mai mult ca sigur că are consecințe funcționale. Și, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că există constrângeri fizice pentru modul în care poți să conectezi neuronii într-o rețea. Dar, pe de altă parte, constrângerile astea fizice probabil că au și o utilitate computațională. De exemplu, dacă ne gândim la stimul din mediu, avem corelații care, cel puțin dacă ne gândim în domeniul vizual, avem corelații care acoperă domenii spațiale diferite. De exemplu, e mult mai probabil să văd o corelație locală când se mișcă o frunză, să văd edge-urile locale într-o zonă limitată a spațiului vizual, decât să văd o corelație în, la o, cum să spun, la o scară mult mai mare. Și atunci, în funcție de frecvența corelațiilor și de dimensiunea spațială, probabil că există un fel de regulă similară. Cu cât mă duc mai departe, cu atâta e mai puțin probabil ca două puncte din spațiu să fie conectate. Și asta probabil se reflectă și în arhitectura asta de la nivelul conectivității circuitelor corticale. Mai departe, ce se întâmplă este că există consecințe din punctul de vedere a fractalității. Adică, fluctuațiile de semnal pe care le observ în circuitele astea, probabil că dacă le măsor de-a lungul zonei corticale, deci practic mă duc spațial sau le măsor în timp, generează așa numitele power laws, în care practic ai tot felul de fenomene care se întâmplă la o anumită scară foarte frecvent, și fenomene care se întâmplă la alte scări pe măsură ce scalezi sistemul se întâmplă foarte rar. Și practic ele sunt legate de o lege din asta universală de scalare. Acum exact care e legătura între exponential distance rule și fractalitate nu e foarte ușor de stabilit. Pentru că acum avem rețeaua structurală, avem rețeaua funcțională, există cazuri în care fractalitatea la nivel structural are drept consecință fractalitate la nivel funcțional, dar și cazuri în care nu neapărat se întâmplă asta. Deci, cum se spune, lucrurile trebuie privite lucid și obiectiv, nu trebuie să fetișizăm fenomenul ăsta al fractalității. De altfel, precauția e una dintre mențiunile recurente care apar de-a lungul review-ului. Așa cum spuneți și aici, one may ask which aspects of the brain are characterized by fractality and which are not. Care must be taken when interpreting the results of studies related to fractal concepts. Tot la nivelul rețelelor transcorticale, să spunem ceva și despre figura 3, care ilustrează trei tipuri de organizări ale rețelelor respective, create din date de electroencefalografie colectate chiar într-un studiu de la TINS, Dolean și colaboratori din 2018, în care participanții erau implicați într-o sarcină de recunoaștere vizuală în care aveau de identificat forme ale unor obiecte ascunse printr-o suprafață de puncte. Deci, care necesita efort vizual, efort cognitiv vizual. Ce organizări ale rețelelor transcorticale vedem aici? Aici ce se vrea să ilustreze în cele trei colțuri sunt ilustrate trei topologii canonice luate din teoria grafurilor. Cel de jos e un graf random, pur aleator. Cel din stânga e small world sau mica lume, care de obicei e descris de faptul că dacă ai lua oricare două noduri arbitrare, distanța dintre cele două, unde distanța ar fi numărul de legături de parcurs ca să ajungi de la unul la celălalt, un astfel de graf e descris de o distanță foarte mică, de obicei în medie, pentru oricare două noduri arbitrare, da. Iar cel cu scale free, de obicei e descris adeseori de faptul că are diferite noduri care operează ca hub-uri. Pe de altă parte, pe lângă caracteristica asta, mai poate să aibă și caracteristica de o lume mică. Dar cel mai predominant e descris de faptul că are hub-uri. Iar la mijloc se află creierul, care astăzi se, deocamdată pe baza multor studii, astăzi se estimează că prin conectivitatea pe care o prezintă se plasează undeva la mijlocul lor.
Da, aici se referă la structura creierului și mai degrabă la cum sunt conectați, diverse elemente constitutive, de exemplu neuronii, sau puteți să ne gândim la arii corticale, depinde, da. Și practic o comparație între cele mai cunoscute tipuri teoretice de rețele neuronale, de exemplu rețeaua care este complete random, rețeaua scale-free și rețeaua small world. Și cumva în studiul ăsta al creierului am încercat să înțelegem conectivitatea prin comparație cu cele trei categorii mari de rețele funcționale. Și concluziile sunt că de fapt creierul este undeva între, adică avem elemente din toate, avem elemente și de randomness și de scale-free și de small world. Și cumva asta încercăm să facem. Practic, figura arată în centru date de EEG, o rețea extrasă pe baza similarității semnalului EEG într-un subiect uman, date registrate la noi în laborator, și celelalte rețele sunt modele teoretice generate prin un algoritm de calculator. Și, din nou, care ar fi implicațiile pentru fractalitate? Mai mult, ideea de invarianță la scală e clar, e legată de topologia de scale-free și de small world, de mica lume. Ideea că aceste caracteristici poate să aibă, de exemplu, diferite avantaje computaționale. De exemplu, în diferite sisteme, hub-urile pot fi foarte eficiente pentru a centraliza și distribui informație, și e foarte posibil ca diferiți neuroni sau circuite în creier să aibă funcția asta. Pe de altă parte, da, ca să fie foarte eficient din punct de vedere al timpului de procesare a informației și cât de repede distribui dintr-o arie în alta, ți-ai dori ca distanța să fie cât mai mică. Și în aceeași manieră, probabil creierul exploatează într-o oarecare măsură și proprietatea aceasta. Pe de altă parte, structura random îți asigură într-o oarecare manieră reziliență. Ideea că ai o grămadă de noduri și ai nodie legat mai mult sau mai puțin aleator cu alte arii într-un mod nu neapărat fix. Ce îți asigură reziliență și flexibilitate. De la macroscală la mezoscală, despre care am vorbit deja mai devreme, ca fiind poate complicația centrală a înțelegerii arhitecturii funcționale a creierilor, nu avem metode suficient de performante, nici de extras semnal, nici de analiză de date. Însă există o serie întreagă de principii pe care le putem deja descrie și pe care le sumarizați în review. La fel ca la macroscală, pornim de la morfologie, deci tipare structurale. Vedem în stânga, ilustrată din Collins și colaboratori, 2010, densitate celulară în arii cu specializare funcțională înaltă. Ce vedem aici sunt de densitate neuronală în cortexul vizual al maimuțelor, în lobul lor occipital, densitatea fiind mai mare acolo unde culorile sunt mai închise. Și ajungem treptat către ariile cu o specializare funcțională mai strictă. Sigur, problema crucială e aceea că, dincolo de simpla densitate celulară, există populații mai mari de neuroni într-o arie corticală, gen cortex vizual. Ce fac așadar populațiile respective de neuroni și cum se organizează în ansamblu celulare care au o specializare funcțională? Și una dintre întrebări rămâne și dacă putem extrage concluzii despre funcționalitate din structură, din morfologie. Pentru că structura e de principiu mai ușor de explorat decât funcția. Se poate explora in vitro, post-mortem, nu e nevoie neapărat de organismul viu, care e mult mai greu de studiat. Asta e una dintre întrebările importante, cea legată de ceea ce se numește aparenta canonicitate a microansamblurilor neuronale. Cu alte cuvinte, măsura în care câteva tipuri de ansambluri celulare neocorticale fundamentează arhitectura neocorticală în ansamblul ei. Adică par să fie repetate în multe arii corticale, indiferent că vorbim de cortex vizual, de cortex motor, de cortex auditiv, de arii corticale fără specializare nișată. Și aici vorbim de multe dezbateri complicate cu privire la ce înseamnă să definești ansamblurile neuronale, astfel încât să le poți după aceea căuta în neocortex. În centru, vedem, din Kalisman, Zilberg și Mark, un articol din 2005 din PNAS, Proceedings of National Academy of Science of United States, articol care se numește The Neocortical Microcircuit as Tabula Rasa, date de microscopie electronică, cortex somatosenzorial de rozătoare și de electrofiziologie cu electrozi implantați. Autorii arată că neuronii piramidali din stratul 5 al cortexului, pentru că de acolo era țesutul cu care lucrau, nu pare să aibă preferințe, ca să spunem așa, pentru conexiuni sinaptice cu alți neuroni anume, ci ating fără discriminare, în mod promiscu, spun autorii, toate dendritele neuronilor din jur, fără vreun bias, fără vreo părtinire, ceea ce poate reconfigura ansambluri întregi de neuroni, uneori semnificativ și rapid.
Sigur, important de menționat aici e că rămâne foarte complicat de spus care sunt limitele genului ăsta de organizare și ce rol joacă fractalitatea în genul ăsta de reorganizare. Nu înseamnă deloc că tot creierul e tabula rasa, că putem reorganiza după bunul plac circuite neuronale. Altminteri, am avea multe cazuri de remisie spontană din schizofrenie sau de progres spontan din deficiența mentală. Sau am putea cu toții să ne antrenăm să jucăm fotbal ca Messi, ori ca Pelé. Ori e clar că asta nu se întâmplă. Deci, limitele genului estuia de neuroplasticitate e clar că există și sunt pronunțate. Și tocmai limitele și principiile care produc fenomenele astea s-ar putea să fie cheia înțelegerii arhitecturii funcționale a creierului. În dreapta, tot un studiu produs de echipa lui Markram, a cărui cercetare e fundamentală în ultimii 30 de ani pentru înțelegerea principiilor de la nivelul de mezoscală. Articolul din Cell, în care o reconstrucție digitală tot a cortexului somatosenzorial de Rosetta produce activitate similară cortexului somatosenzorial organic, cel recoltat inițial, fără ajustarea parametrilor, cu alte cuvinte, fără să aibă nevoie de input suplimentar în simulare pentru a se apropia de activitatea reală a ansamblurilor celulare originare. Asta apropo de circuite canonice, care au capacități universale de procesare de semnal. To enter the community of Hopkins was for me a revolution in my life. I was accepted. I was an innocent, wet behind the ears boy from the country in Virginia. I knew virtually nothing. I had a pretty good education in some things, but not so good in science. And I was accepted by the great teachers of Hopkins as an equal person, as a scholar, as a student, to explore these things together. And the collegiality of Hopkins is a very snooty place, you know. It thinks it's hot, it thinks it's very good, but that has a wonderful effect on young people because it makes you realize that you must live up to something. It gives you an ideal to work towards. And that was a very important thing in my life. The teachers in the basic science departments were absolutely wonderful. Cel mai important însă e, ca și la rețelele de scală largă, intersecția dintre structură și funcție, dintre morfologia ansamblurilor neuronale și activitatea lor. Probabil cercetătorul cel mai cunoscut care a lucrat în area asta a fost Vernon Mountcastle, care în 1957 publica unul dintre studiile clasice din istoria neuroștiinței. Mountcastle studiase medicina la Johns Hopkins, unde, după al doilea război mondial, începuse să lucreze la studii de electrofiziologie cu electrozi implantați, care permit o precizie foarte înaltă de înregistrare a activității neurale. Articolul din 1957 descrie un rezultat contraintuitiv și cumva implauzibil la vremea respectivă, anume organizarea funcțională și morfologică pe verticală a unor ansambluri de neuroni din cortexul somatosenzorial. Mountcastle rezumă în articol studii de la 59 de experimente pe pisici, în care, prin stimulare cutanată, obține tipare de răspuns la populații neuronale precise dispuse vertical. Așa cum avea să povestească el însuși ani mai târziu, la vremea respectivă i s-a sugerat că bate câmpii cu grație. So I had this eureka experience of columnar organization, and I have to confess my ignorance. At that time I had not read Lorenti Deneau's great review of 1947. Lorenti talked about a vertical sets of neurons connected together vertically across the layers. He had no idea that this was discontinuous in the horizontal dimension, but that doesn't matter. It's interesting to think about how this went against the zeitgeist, because even at that time, you know, it was popular amongst particularly psychiatrists to talk about the supragranular layers dealing with psychic functions and infragranular layers, et cetera, et cetera, et cetera. And that turns out to be pure nonsense. It isn't true. The cortex isn't organized that way. Well, this idea of columnar organization didn't meet with much approval in the minds of my colleagues. And Jersey Rose tried to persuade me not to publish it, so it's nonsense. And my two colleagues who were on the first paper with me of that 1957 set were somewhat reluctant to have their names on the second paper on columnar organization. So I said, fine, I'll write this myself. Erau mai multe motive pentru scepticismul față de o organizare verticală, columnare, așa cum a numit-o Mountcastle, a ansamblurilor neuronale. Dar în principal era vorba de citoarhitectonia pe care o știam încă de la începutul secolului 20, de la Brodmann și Vogt, care sugera că organizarea ansamblurilor celulare se făcea în straturi orizontale. Deși Mountcastle îi acordă generos lui Rafael Lorente Deneau originea ideii, care la vremea respectivă
nu era luată în serios. De fapt, studiile făcute de echipele lui Mountcastle aveau să producă date convingătoare pentru existența unei organizări columnare. Câțiva ani mai târziu, David Hubel și Torstel Wiesel, lucrând cu date din cortexul vizual al pisicilor, aveau să producă o serie de studii bazate pe descoperirea lui Mountcastle, care aveau să le aducă în 1981 Nobelul pentru medicină și fiziologie. The researchers actually listened in to individual nerve cells firing in the anesthetized cat as they presented it with different visual images. When we started working, Torsten and I, in the late 50s, we set up our first experiments, and they didn't go well because at the beginning we couldn't make the cells fire at all. We'd shine lights all over the screen and nothing seemed to work. And rather by accident, one day we were shining small spots, either white spots or black spots, onto the screen, and we found that the black dot seemed to be working in a way that at first we couldn't understand until we found that it was the process of slipping the piece of glass into the projector, which swept a line, a very faint, precise, narrow line across the retina. And every time we did that, we'd get a response. Între timp, ideea organizării columnare a ansamblurilor de neuroni a devenit cunoaștere clasică, fiind descrisă în toate manualele de neurofiziologie. O descoperire cu atât mai remarcabilă cu cât reușise să exploreze mezoscala cu tehnici de înregistrare celulară infinit mai rudimentare decât avem astăzi. Astăzi avem date de microscopie și de electrofiziologie și chiar de neuroimagistică funcțională, prin care putem explora arhitectura organizării columnare a cortexului, deopotrivă uman și animal. Ce vedem în stânga, citat de voi, e chiar un desen dintr-un review al lui Mountcastle din 1997, cu ansamblurile celulare care traversează straturile corticale, iar în centru, din date din studii animale mai recente, același tip de organizare. În dreapta însă, niște rezultate foarte interesante, Dacosta și Martin, 2010. Un articol foarte bun din Frontiers in Neuroanatomy. Whose cortical column would that be? A cui coloană corticală o fi fiind asta? În care autorii vin cu o recenzie critică la ideea de coloană corticală, care e de fapt o idee extrasă din înregistrări celulare, de electrofiziologie. Adică genul ăsta de organizare e ceva ce am dedus numai pe baza activității, pe baze funcționale. Nu se poate vedea anatomic, morfologic, așa cum vedem bunoare un neuron ca o unitate structurală clar delimitată. Și ceea ce fac Dacosta și Martin este, folosind din nou date de cortex vizual de la pisică, să arate similar cu ceea ce făceau Callisman și colaboratorii în 2005, anume că tiparele de sinapsare într-o coloană corticală sunt de fapt mult mai nediscriminate, mai promiscui, cum le numeau metaforic Callisman și colaboratorii. Cu alte cuvinte, autorii sugerează că există microcircuite, microansambluri canonice, care se pot distribui mult mai eterogen decât coloanele trase cu rigla din desenele clasice de neurofiziologie și că avem aici o incongruență, o nepotrivire între structură și funcție. Cum și de ce am ajuns să punem la îndoială un rezultat aparent clasic, precum cel legat de organizarea columnară a cortexului? E o întreagă discuție la nivel științific și motivul este următorul, pentru că, într-adevăr, astea s-au pus în evidență în special în sistemul vizual și în special evoluate, cum ar fi la pisici și la maimuțe, unde s-au făcut primele studii sau cele mai importante studii pe sistem vizual. De ce s-au făcut acolo? Pentru că primatele și pisicile văd foarte bine. Au un sistem vizual foarte dezvoltat. Mai târziu s-au făcut experimente pe șoricei, unde există barrel cortex, care e responsabil de procesarea tactilă cu mustățile, iar în cortexul respectiv nu s-au găsit acele coloane care păreau să fie universale în sistemul vizual la mamifere și așa mai departe. Și din cauza asta, prin anii 90, începutul anilor 2000, a început să devină tot mai controversată ideea că aceste coloane funcționale sunt critice sau că sunt un element de bază computațional pe care îl folosește cortexul. Asta nu înseamnă că nu există. Se pare că există în anumite specii, dar nu în alte specii, și există pentru anumite modalități senzoriale, dar nu pentru altele. Deci problema e un pic controversată. Adică întotdeauna, sau de multe ori în neuroscience, în istorie, s-au descoperit niște fenomene într-un anumit modul și s-a
tind să se generalizeze, că ăsta ar fi un principiu fundamental fără de care sistemul nu poate funcționa. Bă, uite că poate funcționa. Întrebarea e ce anume câștigi dacă ai coloane funcționale? Oare obții un sistem care e mai robust, care e mai eficient pe partea de procesare, care e mai ușor de construit cu materialul pe care l-ai la dispoziție? Deci încă nu avem răspunsuri la problema da, asta. Da, și acolo ar fi de amintit că de fapt există o structură geometrică care e circuitul microcoloana corticală și este o structură funcțională care sunt coloanele astea de orientare, care s-au descoperit în sistemul vizual. Deci, cumva sunt similare, e un grad de overlap între funcțional și structural și în același timp sunt diferite și o diversitate foarte mare. Cu alte cuvinte, în continuare, nivelul mezoscalei rămâne unul care ascunde multe capcane. Dacă mergem acum doar la date funcționale pe care le treceți în revistă aici, ajungem iar la datele originale de electrofiziologie ale lui Beck și Plants din 2003. Pe care le-am văzut mai devreme. Înregistrări din culturi de neuroni în care s-au găsit avalanșe de activitate care sugerează criticalitatea autoorganizată. În stânga avem date din studiile anterioare ale echipei lui Dietmar Plants, un studiu din 1996. Din nou, culturi celulare de cortex somatosenzorial de rozătoare, în care apar oscilații de frecvență înaltă în neuroni piramidali. În dreapta, din Capiac și Plants, activitate spontană a unor ansambluri neuronale care descrie cascade de ferestre temporale în care cel puțin un NLFP, un Local Field Potential, care depășește un anumit prag, iar avalanșele pe care le vedem în coloana a 3 sunt, așa cum spuneți, un caz particular de cascade de activitate descrise în 1996 și în 2002 de echipele lui Dietmar Plants. Ce am ilustrat în dreapta e însă o afirmație a lui Walter Freeman dintr-un studiu din 2005, în care el remarcă faptul că în studiile de laborator, stimulii sunt restrânși la o singură modalitate senzorială, stimuli vizuali sau stimuli auditivi sau stimuli tactili, în timp ce în viața reală fiecare individ are de fapt de a face cu un flux continuu de stimulare vizuală, auditivă, uneori și tactilă, care se propagă spre structuri corticale și subcorticale și care generează un flux continuu de activitate. Iar Freeman sugerează de fapt aici că activitatea de tip scale free de la nivel de mesoscală produce coordonare la nivel de macroscală. Cât de speculativă e afirmația asta? Da, păi, ama, dacă ar fi să revenim la ideea de invarianță la scară, de multe ori, într-adevăr, stimulii care ajung în mod incipient la creier ajung destul de localizat la diferite circuite. Circuitele mai departe au, într-o oarecare manieră, responsabilitatea de a distribui mai departe și distribuția respectivă nu se mai limitează la circuite și se scalează deja la între creierul. Da, într-o oarecare măsură, dacă vorbim de invarianță la scară, într-adevăr, proprietatea asta se poate extinde la între creierul. Ce vedem aici în figura 4? Aici, practic, e un model mai degrabă, cum să spun, teoretic. Deci e un fel de sketch, ca să exemplificăm exact ideea asta a scărilor temporale. Și figura A, de exemplu, a fost inspirată dintr-un articol pe care noi l-am publicat în 2007 în Journal of Neurophysiology și care cumva a fost mai degrabă inspirat de unul dintre reviewer, de recenzori, care era Eugene Isikevich, pe vremea aia era la Neurosciences Institute, acum cred că era la Brain Corporation și e un matematician rus care se ocupă de modelarea dinamică a sistemelor neuronale. Și el, practic, a insistat să studiem cum se comportă rețele recurente de neuron cu spiking atunci când există așa numitele eliberări spontane de neurotransmițători. Se mai numesc mini-PSPs. Și noi am făcut câteva simulări și am remarcat că rețeaua asta recurentă are așa numitele population firing rates sau population spikes, care ce înseamnă? Un număr mare de neuroni se activează. După care am avut curiozitatea să ne uităm cât de mulți neuroni se activează, cât de frecvent. Și, culmea, rețeaua asta, de fapt, avea avalanșe. Și atunci am considerat util să prezentăm modelul ăsta ca lumea să înțeleagă ce înseamnă avalanșe în circuite neuronale. Și, practic, partea A e inspirată chiar din acel articol, e un sketch după una dintre figuri. Și, practic, ce se vede acolo e că la orice scară temporală te-ai uita, vezi structuri care sunt relativ similare. Adică, pe
cărți temporare reduse, o să vezi avalanșe de o dimensiune mai mică, mai frecvente, și pe măsură ce crește scara temporală, începi să vezi avalanșe tot mai mari, dar care sunt mai rare. Și practic obții fenomenul ăsta de scalare. Există o relație între durată și dimensiune. Am ajuns înapoi la microscala de unde am plecat, la nivel celular și subcelular. Așa cum spunea și Raul mai devreme, atunci când te uiți la structura unui neuron, vezi cel mai bine fractalitatea. Vezi că arată precum un copac cu coroană și cu rădăcini. În stânga, alb, negru și roșu, albastru, din Smith și colaboratori 2021, împreună cu plotul verde de jos, figura 8, sunt date de microscopie electronică, din nou țesut cerebral de rozătoare, arbori dendritici din regiunea CA1, CA1 din hipocamp, iar în dreapta, roșu-albastru, o reconstrucție 3D și în plotul de jos date de box counting, o măsură a fractalității. În centru, celulele purkinje cerebeloase, cu colorație golgi, din nou cu un plot extras din date de tip box counting. În centru dreapta, cu negru-verde, celule gliale în care vedem din nou fractalitate, același tipar care se repetă la proporții din ce în ce mai mici, și, în fine, în dreapta, din Wen și colaboratori 2009, din nou neuroni piramidali, cam 2000. Autorii sugerând că utilitatea fractalității dendritelor ar putea fi maximizarea eficienței conectivității intercelulare. Ce știm așadar la nivel de microscală? Deci ideea de fractalitate și de invarianță la scară s-a observat adeseori sau s-a asociat de foarte multe ori și cu structura neuronilor, aici cu precădere pe purkinje, de multe ori și pe piramidali. Și cel mai proeminent, de obicei, caracteristica asta e în arborele dendritic. Tocmai asta, de fapt, e motivul pentru care încercăm să completăm ceea ce oferă review-ul printr-un studiu mai elaborat legat de cum organizarea unor astfel de structuri dendritice poate să faciliteze diferite funcții computaționale. Și da, încercăm să vedem, să asociem mai ales posibile legături dintre tocmai structurile fractale și task-urile respective. Evident, ca și la celelalte două niveluri, de macro și de mezoscală, dincolo de aspectul morfologic, structural, mai important se dovedește întotdeauna aspectul funcțional. Dacă putem găsi fractalitate la nivel de activitate, nu doar de structura neuronilor. Și avem aici o serie întreagă de date, pentru că e probabil nivelul unde avem cele mai multe date referitoare la fractalitate. Spre exemplu, fluctuația potențialului de membrană al neuronilor, deci activitatea electrică intracelulară din interiorul neuronului și modul în care fluctuează ea. Vorbim de ceea ce se numesc corelații de rază lungă, long range temporal correlations, care se definesc prin faptul că activitatea unui neuron are corelații cu sine însăși, autocorelații, care scad în timp conform unei funcții descrise printr-o lege de putere, a power law, aceeași diagonală pe care o vedem într-un log-log plot. Vedem în stânga că încă din anii 60 avem date, Vervan și Dirksen, 1965, date extrase din axonul neuronilor aflați în fibrele nervoase de la broască, care sunt descrise de o distribuție de tip 1 supra F. În centru dreapta, din Li și colaboratori 2009, date de la rozătoare, din sistemul nervos simpatic al rozătoarelor, mai exact sistem nervos simpatic renal, deci sistem nervos periferic, în care vedem aceleași distribuții ale fluctuațiilor de membrană, potențialului de membrană, care din nou diminuă și dispar atunci când șoarecii sunt anesteziați. Iar în dreapta, date de la broaște țestoase, neuron piramidal din cortexul lor vizual, care descriu aceeași distribuție. Și, important de remarcat, sugerează că fluctuațiile la nivel de micro și de mezoscală pot să apară independent unele de celelalte. Tot la nivel de microscală, găsim ceea ce numiți spiking event statistics, deci statistici rulate pe rata de activare a celulelor a neuronilor. În stânga, din Lewis și colaborator 2001, neuroni medulari din sistemul nervos simpatic, deci tot sistem nervos periferic de la pisici, care descriu același tip de distribuție. În centru, din Blesic și colaborator 2005, neuroni din cordonul dosar din măduva spinării, evident tot date animale, însă, mult mai interesant, în dreapta vedem date umane, din amigdală, extrase cu electrozi implantați la pacienți cu epilepsie și în care vedem aceleași tipuri de distribuții care aproximează activitatea celulară. Iar jos, din Guo și colaboratori, date de la rozătoare înregistrate din hipocamp. Sigur, dincolo de activitatea la nivel celular, întrebarea fundamentală rămâne cum trecem de la nivel celular, de microscală, la nivelul ansamblurilor de neuroni, la nivel de mezoscală. Așa cum anterior, citându-l pe Walter Freeman, ne întrebam cum trecem de la nivelul ansamblurilor de neuroni,
deci de la nivel de mezoscală, la nivel de macroscală, de rețele transcorticale care se întind pe suprafețe mari din cortex. E important de spus că menționați aici că rămâne neclar ce mecanisme produc dinamicile astea de tip scale-free la nivel unicelular. Și una dintre variante e aceea că astfel de dinamici sunt produse de dinamica întregului ansamblu celular din care face parte neuronul respectiv. Din nou, în stânga avem aceleași date umane din 22 de neuroni din amigdală de la pacienți cu epilepsie, care vedem că arată similar pentru toate înregistrările celulare. Însă, pe de altă parte, genul ăsta de dinamici sunt raportate doar la nivel unicelular, fără să implice ansamblurile din care face parte neuronul respectiv. În centru, vedem din Mușa și colaboratori, 1983, date unicelulare de la melci, care, având neuroni de dimensiuni mari, fac înregistrările mai ușor de realizat. E vorba de niște neuroni uriași care se numesc neuroni autoactivi tonic, TAN, din țesutul cerebral al melcilor, iar în dreapta sugerați un posibil mecanism care stă la baza relației dintre neuroni individuali și ansamblurile din care ei fac parte, prin fluctuațiile canalelor ionice de la nivelul membranelor neuronale. Vedem aici date tot de la melci, de data asta melci de grădină, în care avem aceleași tipuri de distribuții. Am văzut până aici că avem date de toate tipurile, deopotrivă structurale și funcționale, deopotrivă macro, mezo, micro scală, toate sugerând că fractalitatea e prezentă în sistemul nervos central și periferic și că pare să fie o caracteristică fundamentală a creierelor. Însă una dintre întrebările fundamentale sau poate chiar cea mai importantă întrebare e, bun, și la ce folosește asemenea fractalitate? Să spunem că fractalitatea e o caracteristică fundamentală a sistemelor nervoase. La ce ne e util asta? Ce vedem aici în figura 5? În figura aceasta se vrea de fapt să ilustreze exact ideea că în natură stimulii pe care îi întâlnim vizual, auditiv și așa mai departe, variază într-o gamă foarte largă și că tocmai un creier care operează în regim critical ar fi optim să proceseze sau să opereze într-un astfel de mediu. Aici ce încercam să spunem e că, de fapt, faptul că avem criticalitate și scale freeness în creier, probabil că are legătură mare cu lumea în care trăim. Adică nu e o chestie pur și simplu random. Și vă dau un exemplu. O mână umană poate să facă, de exemplu, o mișcare foarte fină cu un ac, să coase o, nu știu, o haină sau să facă o miniatură. De exemplu, un laborator, când operezi un șoricel pe creier, trebuie să faci o incizie de 1 pe 1 mm. Deci e minusculă. Tu sub microscop ești capabil să-ți controlezi mușchii mâini în așa fel încât să faci o craniotomie extrem, extrem de fină. Aceeași mână e capabilă să folosească un baros de 20 de kg și să spargă o piatră. Deci ca noi să ne putem comporta în lumea reală, trebuie să fim capabili să acoperim o gamă foarte largă de scale temporale, de greutate, spațiale și așa mai departe. Și asta încercam să spunem cu figura asta, că un organism care se comportă în lumea reală are de a face cu foarte, foarte multe scări spațiale. Și din cauza asta ar exista practic, mă rog, să zicem, dacă ne gândim la modalitatea în care un creier e capabil să controleze organismul mediul ăla, ar exista două soluții posibile. O soluție este ca pentru fiecare scară să dezvolți un mecanism separat, specializat. Adică ar trebui să am, nu știu, complet alt creier care să-mi controleze mișcările foarte mici și complet alt creier sau alte principii funcționale care să mă controleze când alerg cu viteză mare. Asta nu sună prea bine, adică înseamnă o grămadă de redundanță, exact, plus complexitate. Și atunci întrebarea e, nu există cumva principii computaționale fundamentale care sunt capabile să acopere o plajă largă, sigur nu infinită de scări, dar o plajă mare de scări în așa fel încât organismul să poată supraviețui optimal în mediu. Și probabil că asta e soluția, în loc să reinventezi roata la fiecare scară, să găsești un principiu universal. Și asta încercăm să spunem în figura respectivă, că creierul de fapt imită ceea ce se întâmplă la nivel, global cu organismul mediului. Deci, un creier care funcționează în regim critic ar avea avantaje evoluționiste care cresc fitness-ul organismului respectiv. Un exemplu pe care îl dați aici, prin care criticalitatea ar putea contribui la avantaje evolutive, e în cadrul mecanismelor mnezice, în funcționarea memoriei. În stânga, din Lazar și colaboratori 2019, o rețea neurală artificială care
are învățarea cea mai performantă atunci când rețeaua funcționează în regim critic. În centru, din Poel și colaboratori 2012, tot un model computațional, o simulare a 2500 de neuroni, dintre care 75% excitatori, 25% inhibitori, model care produce în mod spontan oscilații care sunt similare cu oscilațiile de bandă alfa observate în datele de electroencefalogramă de la pacienți umani. Sugestia fiind că atunci când vorbim de corelații de rază lungă, cele despre care vorbeam mai devreme, long range temporal correlations, care se definesc prin faptul că activitatea unui neuron sau unui ansamblu de neuroni are corelații cu sine însuși, autocorelații, care scad în timp conform unei funcții descrise printr-o lege de putere, ei, corelațiile astea sunt maximizate la punctul critic și sunt implicate în mecanismele memoriei. Interesant, așa cum vedem în dreapta din Nicolici și colaboratori, asemenea corelații persistă și atunci când un stimul nou e prezentat. E vorba de date de la pisici stimulate vizual, iar fluctuațiile care apar ca răspuns la un stimul vizual persistă și la stimul vizual ulterior, ceea ce sugerează că ele sunt implicate în memorie, ceea ce evident că e una dintre funcțiile cognitive cruciale pentru supraviețuire și pentru perpetuarea speciei și cu cât e mai performantă, probabil oferă avantaje evolutive mai mari. Cum ar putea așadar produce criticalitatea mecanisme neurale care să contribuie la memorie? Dacă stai să te gândești la ideea de criticalitate, mergând pe definiția criticalității din fizică, în care, ok, un sistem e critic, e critical, dacă se află la granița dintre două sau mai multe regimuri, unde granița aceea de fapt nici nu există în adevăratul sens, adică tranziția este una liniară, adică nu neapărat liniară, dar nu e discontinuă. Faptul că un sistem se află acolo poate să ofere într-adevăr diferite avantaje. Dacă ar fi, mă rog, asta e cum, din nou, într-o oarecare manieră speculativ, dacă, de exemplu, un sistem e responsabil să adreseze diferite task-uri, unele dintre ele poate chiar foarte distincte, să nu aibă nicio treabă una cu alta, faptul că trăiești la granița dintre mai multe regimuri îți permite să navighezi mult mai ușor între acele regimuri. Poate un regim, operând într-un anumit regim, ai diferite avantaje care te ajută să adresezi un anumit task. Dacă ești în alt regim, te avantajează să adresezi alt task. Acesta ar putea fi un aspect avantajos, posibil avantajos, pentru că fiind acolo la graniță poți să explorezi, ai distanțele sunt mult mai mici și mult mai ușor de ajuns între ele. Ori poate chiar mai mult, fiind la graniță de multe ori, se zice că sistemul beneficiază de anumite caracteristici care sunt date de fiecare regim în mod independent. Pe de altă parte, se mai estimează, ok, un sistem care e critical prezintă proprietatea aceea de invarianță la scară. Dacă ar fi să iei, ok, necesitatea de a procesa diferit stimul din lumea reală, adică stimul vizual, auditiv, de temperatură, tactil și așa mai departe, toți stimulii aceștia pot să varieze într-o gamă foarte largă de valori. Iar faptul că sistemul se află într-o stare care în mod inerent prezintă proprietatea de invarianță la scară poate să faciliteze procesarea volumului informațional, să aibă sensibilitate la fluctuațiile de la diferite scale. Din ce sugerează datele astea? Creierul e, în general, în regim subcritic, nu? Da, din mai multe articole pe care le-am parcurs, într-adevăr, se estima că creierul nu e chiar ideal critic, e ușor subcritic. Și știm de ce? Sau ce utilitate ar putea să aibă într-un regim subcritic? De ce nu e vorba de un regim supracritic, spre exemplu? Sau nu avem încă idee? Câțiva autori au simulat niște rețele de neuroni, spiking neural networks, pe un anumit task și au făcut diagrama de stare, de stări, de fapt, a modelului respectiv și, pe urmă, pe baza diagramei, au produs și o hartă de entropie, de exemplu. Și ce au observat în zona ușor subcritică, entropia ar fi cea mai mare. Acum, de ce nu am găsit un răspuns exact? S-ar putea să fie implicații pur fizice pentru care să nu fie exact acolo, dar la momentul actual nu cred că avem un răspuns pentru asta. Bun, și ce rol joacă tipul ăsta de corelații pentru memorie? Sistemele care sunt descrise de obicei de invarianță la scară și de multe ori, dar și cele criticale, denotă de asemenea, pe lângă data asta invarianță la scară, denotă și corelații de foarte lungă durată sau la distanțe foarte lungi. Cum s-ar traduce asta? De exemplu, cred că cel mai simplu exemplu ar fi dacă ai un bazin cu apă și, nu știu, lași un obiect, o piatră în bazinul respectiv,
Bazinul funcționează ca un sistem de sine stătător, o să răspundă la stimulul respectiv și o să producă oscilații unde, în care se propagă peste tot în sistem. Dar odată cu trecerea timpului, răspunsul sistemului se va diminua cu o anumită rată. În funcție de cum operează sistemul, ce mecanisme de interacțiune există și cum e mediul care descrie sistemul, răspunsul acesta poate să se diminueze la o rată mult mai mare, la o rată mult mai lentă. Și tocmai rata asta, de exemplu, poate fi asociată cu ideea de corelație la distanță foarte lungă. Un sistem care e guvernat de invarianță la scară are și proprietatea aceasta de corelație de lungă durată sau la distanță foarte lungă, prin care sistemul conservă pe durate sau distanțe foarte mari informație legată de anumiți stimuli introduși în sistem, care din nou sunt puternic corelate cu ideea de power law. Și în felul ăsta ar putea, deci, contribui la mecanismele memoriei de lungă durată. Da, exact. De fapt, în majoritatea sistemelor naturale, proprietatea aceasta de long range temporal correlation, sau, mă rog, corelație de lungă durată, ele se estimează că sunt cele mai potrivite pentru a conserva informații în sistem. Așa cum spunea George la început că au sugerat review-urii și amintea și Raul mai târziu, o doză bună de scepticism în sumarizarea datelor ăstora e clar binevenită. Și aveți aici un pasaj întreg legat de critici. Însă aș vrea să menționez o problemă care nu apare în review, și anume evaluarea calității studiilor incluse în review. Știm deja de peste un deceniu că neuroștiința are probleme serioase cu replicabilitatea și că un rol important în problemele astea cu replicabilitatea l-au jucat eșantioanele mici folosite în multe studii din cauza costurilor ridicate ale studiilor din neuroștiințe. În dreapta avem foarte celebrul Power Failure, unul dintre articolele clasice din neuroștiință, un articol cu peste 7500 de citări, care tocmai a împlinit 10 ani, în care Button și colaboratorii săi s-au dus și au eșantionat meta-analize de neuroștiință, neuroimagistică structurală și studii animale și au calculat un indice de putere statistică pentru toate studiile incluse în meta-analizele acelea. Puterea statistică fiind măsura în care efectul raportat în testul statistic e unul real. Și Button și colaboratorii raportau că puterea statistică medie în studiile evaluate de ei e între 8 și 31%, media fiind de 21%, ceea ce e extrem de scăzut față de recomandările de minim 80%. Cu alte cuvinte, există șanse semnificative ca multe efecte raportate să fie de fapt rezultate fals pozitive. În dreapta avem descrierea blestemului câștigătorului, Winner's Curse, care se referă la tendința studiilor care raportează efecte semnificative statistic de a raporta mărimi major supraestimate, artificial supraestimate ale efectelor. În stânga am extras câteva dintre eșantioanele studiilor despre care am discutat până acum, deopotrivă studii umane și animale. Și vedem că de multe ori e vorba despre 6, 7, 10, 15, 20 de participanți. Așadar, eșantioane foarte mici, care s-ar putea să pună mari probleme de replicabilitate studiilor pe care le rezumați voi aici. Ați avut în vedere, în vreun fel, calitatea studiilor cuprinse în review? Numai având în vedere că munca respectivă o reprezenta mai mult un review, nu ne-a preocupat atât de mult treaba asta. În principal, am urmărit să centralizăm ceea ce se cunoaște deocamdată. Am încercat să, într-o oarecare manieră, să diluăm și să digerăm concluziile articolelor pe care le-am acoperit. În principiu am încercat să evităm pe cât de mult posibil tendința de a diminua ori a accentua claimurile pe care le-am tratat. Într-adevăr, de obicei, în orice studii mai elaborate trebuie să ții cont de aspectul ăsta. E un pic mai complicat. Ideea e că mare parte a teoriei de statistică pe care o avem se leagă sau sunt puternic deduse pe fondul proceselor gaussiene. Acolo, de obicei, da, statistici precum media de deviație standard, regula aceea să ai cel puțin 100 de observații sau sample-uri per set. Toate chestiile astea au pornit în mare parte de la niște presupuneri destul de limitate. De altă parte, e un pic dificil să păstrezi validitatea normelor când vorbim de alte tipuri de procese care sunt descrise, de alte distribuții. Fără niciun dubiu, indiferent de analiză pe care o faci sau de distribuția care descrie cel mai bine, ideal ar fi să ai un număr cât mai mare de eșantioane. În special când vorbim de power law-uri, power law-urile fiind descrise de invarianță la scară, dacă faci analize pe o durată foarte mică de observație,
e foarte posibil să pierzi tot ce e mai important. De fapt, asta e o foarte mare problemă la procesele descrise de Power Laws, că ai nevoie de o fereastră de observații poate impresionant de mare încât să cuprinzi fenomenele cele mai importante, în special cele care sunt de o raritate foarte mare, cum ar fi, de exemplu, avalanșele. Cele mai mari se întâmplă foarte, foarte rar. Frecvențele sunt relativ foarte mici față de cele avalanșele care au spawn time-ul, durata sau dimensiunea mai mică. Ce să zic, în general e destul de greu să aduni foarte mulți subiecti, mai ales că studiile umane. Da, întotdeauna e bine să ai cât mai mulți subiecti și asta este o îngrijorare constantă. Și sunt baze de date în care sunt sute de subiecti. Ideea e că după ce un studiu de genul ăsta trece de procesul de review, în general se consideră că calitatea datelor este suficientă. Da, deci nu, chiar dacă sunt puțini subiecti, dacă au trecut de procesul de review, în general se consideră că datele sunt de calitate suficientă. Acum, fMRI este în sine destul de dificil, tocmai din cauza problemelor de reproductibilitate a datelor și aici ține de analiza statistică și sunt câteva studii destul de celebre în care, de exemplu, se găsesc diferențe semnificative din punct de vedere statistic în pești care sunt morți. Dar asta s-ar putea să țină mai mult de metodologia statistică decât de numărul de eșantioane pe care le-a avut în experiment. Mai departe, problema asta a reproductibilității o și discutăm, de fapt, într-o parte a review-ului când ne referim la descoperirile pe așa numitul self-organized criticality al lui Dietmar Plantz. Care e problema aici? Deci, practic, în experimentele care au pus în evidență fenomenul ăsta, cheia este să poți să observi sistemul pe o perioadă foarte lungă de timp. Pentru că te uiți pe scări temporale care acoperă o gamă de ordine de magnitudine. De exemplu, te uiți la nivel de milisecundă, la nivel de secundă, zeci de secunde, ore și ideal ar trebui să ai zile, săptămâni, ani. Ori tu dacă ai un țesut viu pe care tu poți să-l menții într-o cultură celulară tipic câteva zile viu, nu ai cum să observi anumite scări temporale. Ceea ce înseamnă că fitting-ul tău într-un log-log plot, cum se numește, ca să observi un power law, va depinde în mod critic de capacitatea ta de a menține și de a observa sistemul ăla într-o stare relativ sănătoasă, că la timp se degradează. Și din cauza asta ei chiar discută, Dietmar Plantz și cu ceilalți autori care au observat fenomenele astea, că, ok, multe studii n-au putut să reproducă sau să observe criticalitatea asta auto-organizată, tocmai pentru că n-au reușit să înregistreze o perioadă suficient de mare ca acele power laws să iasă în evidență. Sunt curios, în ce măsură a ajuns și discuția legată de criza replicabilității în area asta de neuroștiință computațională în care lucrați? Se discută des despre probleme de replicabilitate? Deocamdată nu, din câte cunosc, nu. Nu cred că aș putea să mă pronunț. În ideea de inteligență artificială e o oarecare problemă de replicabilitate, dar asta cumva se datorează și faptului că modelele au ajuns să fie din ce în ce mai mari. Parametrii pe care trebuie să-i ajustezi sunt tot mai mulți, inclusiv și natura aleatoare, deoarece foarte multe modele și procese care sunt urmate pentru realizarea modelelor folosesc într-o oarecare manieră procese aleatoare. Toate chestiile astea contribuie, da, la reproductibilitatea, da, scăzută. Ăsta e, de exemplu, un motiv pentru care, nu știu, vrem la un moment dat să vedem un articol foarte interesant. A produs niște rezultate promițătoare, încerc să urmărești pașii și vezi că ajungi la un rezultat cu totul diferit. Bun, ca să ajungem la criticile voastre din review-ul cu privire la criticalitate, care sunt așadar principalele critici? Ați adăugat pasajul ăsta la solicitarea review-erilor? Nu. Da, pasajul acesta l-am început încă de dinainte. Din câte țin minte, chiar eu l-am inițiat. Deși ideea de criticalitate și de criticalitate auto-organizată se folosește ca ipoteză care să descrie diferite aspecte ale creierului, unii argumentează că acele elemente sau acele proprietăți pot fi identificate și în alte sisteme care nu sunt neapărat în adevăratul sens criticale sau
auto-organizante. Și într-adevăr, diferiți autori au făcut diferite experimente pe care au propus anumite topologii de rețele de neuroni, diferite mecanisme prin care interacționează și funcționează și au observat, au putut să producă anumite fenomene care inițial au fost asociate cu regimul critical al diferitelor circuite din creier sau cu creierul și cu capacitatea de auto-organizare, dar s-a observat că și în alte sisteme care nu sunt în adevăratul sens în acele regimuri sau descrise de acele proprietăți, pot să opereze în mod similar. Ceea ce e un argument foarte bun prin care să domolești un pic situația, să zici, ok, stai, trebuie să investigăm mai mult, nu putem să sărim direct la concluzii. Bun, legat de critici, după mai bine de 2 ani petrecuți explorând literatura asta, câtă convingere aveți că fractalitatea e totuși un principiu, mai ales funcțional, care s-ar dovedi fundamental pentru creier? Câte speculație nefundamentată ați spune că există totuși în literatură? Da, e foarte multă speculație. I like to take everything with a grain of salt. Eu o văd în felul următor. Se arată ca o zonă foarte bună de explorat, dar suntem într-o zonă deocamdată prea incipientă ca să putem trage concluzii clare. Dar e foarte bună de explorat și cred că asta e suficient deocamdată. Acum, ca în orice ca și în orice domeniu, cred că calea de mijloc e calea cea dreaptă. În mod cert, există dovezi că criticalitatea în ceea ce privește activitatea creierului acolo. Există dovezi că ar fi benefică. Există dovezi că nu e benefică în orice situație. Există o grămadă de, să zic așa, de matematică care ne arată că putem să ne înșelăm și că ceea ce pare criticalitate la prima vedere nu este criticalitate. În același timp există o grămadă de măsurători care ne arată că structuri fractale există în creier și că din punct de vedere geometric creierul are astfel de proprietăți și există și o justificare destul de pragmatică. Economia, wiring economy și așa mai departe. Deci există o grămadă de indicații că aceste structuri există acolo, dar nu cred că sunt neapărat răspunsul la toate întrebările. Acum, întrebarea e ce putem face noi ca să ne folosim de informația asta? Putem să o folosim într-un mod inginerește care să ne ajute să vedem cu alte principii computaționale. Ne ajută să înțelegem anumite baladii ale creierului și putem să venim cu tratamente. Putem să găsim modalități de a măsura, de a caracteriza mai bine structura fractală sau absența ei. Întrebarea e ce putem face ca să înțelegem de fapt mai multe despre creier? Ce ne aduce în plus acest aparat matematic, care până la urmă e un aparat destul de util? Și vine cu o perspectivă nouă asupra modului în care creierul funcționează. Eu sunt un pic mai optimist, în sensul că, așa cum spuneam, dacă observăm mediul în care un organism trebuie să evolueze și care acopere o grămadă de scări spațiale și temporale, cred că nu putem să scăpăm de punerea în context a fractalității creierului. Și aici există câteva experimente recente care, unele recente, unele mai vechi, care sunt șocante și care nu pot fi explicate altfel. De exemplu, în anii 70 exista un neuroscientist în Statele Unite pe care îl cheamă Eberhard Fetz. Și e unul dintre pionierii brain-machine interface, adică făceau experimente în care punea un electrod în creier la maimuță și maimuța trebuia să controleze un neuron sau un grup restrâns de neuroni în așa fel încât să miște un braț robotic să-și apropie o banană. Toate studiile din anii 70 au arătat că un creier e capabil să controleze un neuron din miliarde de neuroni. Deci selectiv. Maimuța nu creștea firing rate-ul, deci rata de descărcare a populației din zonă. Ceilalți neuroni din jur erau silent. Acel unul. Mai târziu au fost experimente făcute de Isaac Fried, care lucrează mult pe pacienți cu epilepsie, în care se implantează electrozi lungi în scop terapeutic, ca să poți identifica focarul epileptic. Și practic ai un pacient care ți-e disponibil câteva săptămâni până are o criză epileptică și poți triangula locația, ai un pacient relativ sănătos, care e funcțional și din care poți înregistra. Și au arătat același lucru, că un om e capabil să-și controleze, nu e clar cum, activitatea unui neuron. Adică de la o scară care implică miliarde, te poți duce până la N equals 1.
Și asta e complet inexplicabil dacă nu ai cumva niște procese din astea scale invariant care îți permit să accesezi toate scările spațiale. Sigur, poate un exemplu extrem ăsta, dar e unul dintre exemplele mele preferate pentru că chiar e extrem, adică nu poți să-ți imaginezi cum un om ajunge să fie conștient de activitatea unui neuron din capul lui. Deci e fantastic. Și mai departe, mai nou, sunt foarte multe descoperiri, mă rog, foarte mult s-a pus accentul pe rețele neuronale, pe conectivitatea între neuroni. Și o mare parte din neuroștiințele computaționale considerau neuronul ca un punct. Așa numitul the point neuron, în sensul că am niște unități de procesare care sunt legate între ele prin sinapse și obții o rețea neuronală. Da, dar neuronul real nu e așa. Neuronul real, de fapt, are dendrite care se ramifică, care au lungimi diferite. Acolo semnalul e procesat la fiecare nivel. Există atenuări, există sumări, există sincronizări, desincronizări la nivelul arborului dendritic. Și atât arborele dendritic, cât și arborele axonic sunt arbori, sunt fractali. Și mai nou, tot mai multe studii arată că neuronii ăștia sunt mult mai deștepți decât credeam noi și că neuronul în sine nu e o unitate de funcțională punctiformă, ci ai putea, chiar sunt studii care echivalează un neuron cu o rețea neuronală din punct de vedere computațional. Și noi asta am început să facem, de fapt, să ne uităm la ce ar fi bună structura asta, care, evident, geometric, e incontestabil fractală. Aici nu există dubii. Și întrebarea, ce rol funcțional are treaba asta? De exemplu, în oameni s-au descoperit tot felul de neuron special pe care nu-i găsește în alte specii. Există o legătură între fractalitatea la om și arborizațiile astea foarte, foarte mari pe care le observ și funcție? Încă nu știm. Deci, practic, există o grămadă de elemente care ne duc și din perspectivă cognitivă și din perspectivă pur structurală și locală la ideea că fractalitatea asta nu poate să nu joace un rol. Și eu sunt destul de optimist că e o direcție pe care chiar trebuie să pornim foarte serios în neuroscience și unde suntem de-abia la început. Și revenind la ultima figură din review, figura 6, care ilustrează pasajul care vorbește despre fractalitate ca fiind utilă pentru relația dintre context grosier și focus detaliat, atunci când un organism procesează stimuli din mediu, adică de potrivirea eficientă a unei informații în contextul din care face ea parte. Ce vedem aici? Da, asta e inspirat dintr-un articol din 2002 publicat de Biebrich într-o revistă relativ obscură, în care practic încerca să explice exact problema asta a multiplelor scări spațiale și temporale din creier. Și practic aici ce ne spune figura? Ne spune că practic dacă vrei să obții ceva care seamănă cu exemplul acela cu omul care își controlează un singur neuron, cumva ar trebui ca toate scările astea spațiale să coexiste. Și ideea acolo este așa, pornești cu un input care intră prin rețeaua ta neuronală sau prin sistemul tău neuronal, unde procesezi niște feature-uri locale. Vezi, de exemplu, în cortexul vizual primar, neuron care răspund selectiv la contururi orientate, localizate într-o zonă foarte restrânsă a spațiului vizual. După care, pe măsură ce urci în ierarhie, obții combinații, asta e ideea codificării ierarhice, combini elemente de contur ca să obții unghiuri ca să obții obiecte și așa mai departe. Bun. În viziunea asta fractală, practic și ceea ce vezi la nivel global se răsfrânge înapoi la nivel local. Adică ai toate scările spațiale disponibile la fiecare nivel. Asta e ideea fractală pe care, de fapt, n-am inventat-o. Noi am inventat-o Biebrich. În ideea, el practic introducea așa numitele rețele neuronale recurente fractale. Unde exact asta e ideea, că ai și contextul local și contextul global disponibil în fiecare unitate de procesare. Și, din păcate, nimeni n-a băgat în seamă articolul ăsta. Eu am dat din greșeală peste el când discutam cu cei de la Merck ideea de fractalitate, chiar la început, înainte să ne apucăm de partea de review, și mi-a s-a părut extrem enlightening și foarte interesant, pentru că explică o grămadă de fenomene pe care nu le putem explica altfel. Și de aici ai, practic, figura asta schematică care explică exact conceptul ăsta, că să ai contextul global și cel local disponibile peste tot. Și ca să vă mai dau un exemplu, avem acum chiar un articol care a ieșit pe BioArchive
cu un experiment pe care l-am făcut împreună, mă rog, experimentul a fost făcut la Cold Spring Harbor de laboratorul lui Florin Albianu și împreună cu el noi am ajutat la analiza datelor și la înțelegerea fenomenelor de acolo. Și acolo, practic, ce vedem? Sunt niște șoricei care trebuie să facă un task. Taskul este în felul următor. Sunt doi stimuli, unul este auditiv, unul este olfactiv. Adică fie primește un puf de miros, fie un sunet. Și există două blocuri sau două taskuri diferite. Șoricelul trebuie să răspundă, de exemplu, fie să apese cu lăbuța un levier, fie să lingă un senzor, când îi se prezintă sunetul, dar să se abțină dacă îi se prezintă mirosul. După care, fără ca șoricelul să știe, regula este inversată. Trebuie să răspundă când primește miros și să nu răspundă când primește sunet. Și dacă face corect task-ul, primește o recompensă. Bun. Șoricei învață în 2-3 săptămâni să facă aproape perfect task-ul ăsta, 90%. Și noi am înregistrat date din bulbul olfactiv. Mai precis, feedback, buton axonal care coboară din cortex spre bulb. Spre surprinderea noastră totală, am descoperit răspunsuri la sunet în bulbul olfactiv. Dacă sunetul e relevant, îl găsești în bulb. Asta e contrar cu toate teoriile despre cum funcționează creierul, care ar trebui să avem arii care specializate procesează mirosul, ăla merge mai departe, ajunge într-o alie superioară care integrează. Mai mult, sunt experimente care se uită, era o chestie șocantă, prin anii 2000, la sfârșitul anilor 2000, în care au descoperit semnale periodice care aveau legătură cu frecvența cu care mergea șoricelul în toate ariile din creier. Deci, pare ca și cum totul e peste tot. Exact ce spunea Bibrich în 2002. Și e cumva șocant, adică ce fel de structuri procesează semnale de tipul ăsta și ce principii funcționale sunt acolo dacă eu regăsesc răspuns la sunet în bulb. Mai mult, mai târziu am avut un experiment în care am folosit două sunete. Și așa se văd modulații în bulb, se văd modulații comportamentale. Deci este cumva șocant că totul e peste tot în creier și asta seamănă foarte tare cu fractalii. Bun, și atunci, de unde totuși reticența cercetătorilor din neuroștiință față de criticalitatea autoorganizată ca principiu unificator al creierului? De ce ai atât scepticism? Acum, da, să faci un asemenea claim că ar fi o teorie care explică tot... E dificil să cumpere așa ceva. Adică, ok, explică tot. Unu, de unde ai garanția aceasta? Adică, poate să explice anumite fenomene, poate să ajute sau să contribuie la înțelegerea unor aspecte, dar claim-ul e foarte generos. E foarte generos și la modul la cum se prezintă deocamdată, cu toate studiile care există, e departe de a asigura că explică tot. Mă, într-adevăr, se arată ca și cum ar putea să ajute într-o oarecare măsură, cel puțin sunt studii, cum am subliniat și în review, sunt studii care se folosesc, care folosesc metodologii bazate pe ideea de criticalitate, de calculare diferiți exponenți legați de fractalitate, care ajută, pot fi corelați cu diferite condiții. Dar da, încă e departe de la explicator. De obicei, nu. Dacă crezi că o chestie ar explica tot, ceva e dubaș. De obicei am mai văzut și predispoziția asta, când ai un ciocan, toate part cu el. Eu cred că sursa e în biologie. Spre deosebire de fizică, biologia a evoluat pe total altă traiectorie și pentru că are de-a face cu alt tip de sistem. În fizică există tradițional acest trend de a găsi legi unificatoare, legi care explică totul. Și fizica a și făcut un progres uriaș pentru că nu se ocupă cu lucrurile care nu pot fi reproduse. Se ocupă cu lucrurile care pot fi reproduse și măsurate precis. Poți să măsori sarcina unui electron, de exemplu, până la 19 zecimale și dacă o măsor mâine, va fi tot atâta. În biologie ai de-a face cu sisteme care sunt complet diferite. Au emergență, există o grămadă de randomness acolo și fiecare individ e special cumva, se adaptează la mediu, depinde de componenta genetică. În biologie avem de-a face cu sisteme mult mai complexe. Fizica încearcă să... Sigur că poți să spui până la urmă că totul e fizică și că această complexitate se naște din legi universale, ceea ce e adevărat. Dar la nivel de complexitate pe care încearcă să-l atace, cele două domenii sunt foarte diferite. Și din cauza asta, în biologie, enorm de mult e pur observațional,
pe când în fizică enorm de mult e teoretic și unificator și există abordări foarte diferite ca approach. Acum, neuroscience-ul modern e undeva între ele. Cum vă spuneam că vin și fizicieni cu idei de legi unificatoare, vin biologi care sunt obișnuiți să observe și să particularizeze, nu să generalizeze. Și cred că viitorul va fi, de fapt, o îmbinare a celor două. Adică nu e bine nici să nu generalizezi, nici să generalizezi excesiv. Și undeva la mijloc va fi soluția, dacă vrem să înțelegem creierul. Now, I started by telling you that there were some good news stories. This is obviously not one of them. This is the part of it that is perhaps most difficult, and in a sense, this is a kind of confession for me. My job is to actually make sure that we make progress on all of these disorders. I work for the federal government. Actually, I work for you. You pay my salary. And maybe at this point, when you know what I do, or maybe what I've failed to do, you'll think that I probably ought to be fired. And I could certainly understand that. But what I want to suggest, and the reason I'm here, is to tell you that I think we're about to be in a very different world as we think about these illnesses. And that is, to some extent, going to be dependent on the work that you'll hear about today, work that's going to be really exciting and technically truly transformative. But the point I want to make is that the most important transformation here is a conceptual one. What I've been talking to you about so far is mental disorders, diseases of the mind. That's actually becoming a rather unpopular term these days, and people feel that for whatever reason it's politically better to use the term behavioral disorders and to talk about these as disorders of behavior. Fair enough, they are disorders of behavior and they are disorders of the mind. But what I want to suggest to you is that both of those terms, which have been in play for a century or more, are actually now impediments to progress. That what we need conceptually to make progress here is to rethink these disorders as brain disorders. Now, for some of you, you're going to say, oh my goodness, here we go again. We're going to hear about a biochemical imbalance, or we're going to hear about drugs, or we're going to hear about some very simplistic notion that will take our subjective experience and turn it into molecules, or maybe into some sort of very flat, unidimensional understanding of what it is to have depression or schizophrenia. Over the course of the day, you're going to hear that when we talk about the brain, it is anything but unidimensional or simplistic or reductionistic. It depends, of course, on what scale or what scope you want to think about, but this is an organ of surreal complexity. And we are just beginning to understand how to even study it, whether you're thinking about the 100 billion neurons that are in the cortex or the 100 trillion synapses that make up all the connections. We have just begun to try to figure out how do we take this very complex machine that does extraordinary kinds of information processing and use our own minds to understand this very complex brain that supports it, supports our own minds. It's actually a kind of cruel trick of evolution that we simply don't have a brain that seems to be wired well enough to understand itself. But we're making progress, and because some of the technologies that you'll hear about today, we're actually able to begin to string this together. In a sense, it actually makes you feel that when you're in the safe zone of studying behavior or cognition, something you can observe, that in a way feels more simplistic and reductionistic than trying to engage this very complex, mysterious organ that we're beginning to try to understand. Now, already in the case of the brain disorders that I've been talking to you about, depression, obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, while we don't have an in-depth understanding of how they are abnormally processed or what the brain is doing in these illnesses, we have been able to already identify some of the connectional differences or some of the ways in which the circuitry is different for people who have these disorders. We call this the human connectome, and you can think about the connectome
sort of as the wiring diagram of the brain. You'll hear more about this in a few minutes. La final, ceva ce cred că merită discutat. O mențiune de pe articolul publicat de Beck și Plants în 2003, cel cu avalanșele neuronale de la care am pornit discuția, anume afilierea lor. În 2003, ambii lucrau la laboratorul de Systems Neuroscience de la NIMH, National Institute of Mental Health, care e institutul american ce finanțează cea mai mare parte din cercetarea medicală americană. Parte din National Institutes of Health, marele finanțator al cercetării medicale americane. Revenim la întrebarea pe care o puneam la începutul podcastului, anume dacă și cât interes există din partea cercetătorilor din psihiatrie și din neurologia clinică pentru neuroștiința inginerească de tip computațional și, invers, cât interes există din partea cercetătorilor care vin din inginerie pentru partea clinică a studiilor din neuroștiințe. Poate părea ciudat că doi cercetători care fac bioinginerie și se ocupă de culturi de celule în care explorează criticalitatea sunt afiliați unui institut care se ocupă de cercetare în sănătatea mentală. Însă 2003 era anul în care la NIMH avusese loc o schimbare de paradigmă de mai bine de un an. În 2002, administrația George Bush îl numise director al NIMH pe Thomas Insel, care, deși avea la origine o educație medicală, făcuse un rezidențiat în psihiatrie în anii 80, nu lucrase niciodată în psihiatria clinică, ci cotise rapid către neuroștiință de laborator și publicase în anii 1990 multă cercetare animală în care explora rolul oxitocinei în atașamentul afectiv. Acolo, avându-și originea datele la care s-a ajuns după aceea în cultura pop despre oxitocină și atașamentul romantic și celelalte, așa cum le știm. Numirea lui Insel la NIMH a fost o surpriză pentru cercetătorii americani ai domeniului, pentru că Insel făcea neuroștiință fundamentală, nu cercetare de psihiatrie clinică. Doar că tocmai ăsta fusese scopul pentru care fusese numit, să aducă cercetarea din sănătatea mentală în secolul 21 și să înceapă să aducă datele din neuroștiință în psihiatria clinică. 20-some years in, I got pulled back into psychiatry to run the NIMH. It was the beginning of the Bush presidency. There was a real interest in having an NIMH director who was interested in neuroscience and not just sort of the traditional clinical psychiatrist. And so having been away for 20 years, I came back. Kind of like Rip Van Winkle, because what was amazing to me was nothing had changed very much. I had been kind of in the, you know, really the vanguard of a revolution in neuroscience and how we study the brain and how we think about the brain. So much changed between 1980 and 2002, which is when that happened. It was a different field and it was really an exciting time. But in clinical care, we had more medications, but I couldn't really see that we were making a lot of progress. And so it was, for me, the challenge was, how do you take that revolution in neuroscience and bring it into mental health? How do you go from mental health to brain health, basically, and marry those two? Încă de la începutul mandatului său din 2002, Thomas Insel a reorientat politicile de finanțare ale NIMH către cercetarea de neuroștiință de toate tipurile. De la cercetarea animală, la genetică psihiatrică, la cercetarea de neuroimagistică, având scopul declarat de a aduce rapid o revoluție neuroștiințifică în psihiatrie. Și Beck și Plants publică articolul ăsta în 2003, tocmai după primul an de politică neuroștiințifică asumată de Insel pentru cercetarea de la NIMH. Problema a fost că, deși Insel a stat în fruntea instituției până în 2015, continuând aceeași politică, cercetarea de vârf din neuroștiință nu pare să fie adus vreo schimbare în psihiatria clinică. Nu a adus metode mai performante de diagnostic sau de tratament sau de profilaxie. Și cel mai problematic, cercetarea făcută în perioada asta de NIMH a costat numai puțin de 20 de miliarde de dolari. Ulterior, Insel avea să admită că fusese mult prea optimist atunci când sperase că putea să aducă cercetarea din neuroștiință în psihiatria clinică și că până la o asemenea performanță mai erau ani buni, poate chiar decenii. It's like we went to war with the wrong army or something like that, or we're fighting the wrong war, that we've been treating this set of problems a little bit like they're infectious diseases, and that if we just
can get the right medicine at the right dose at the right time, it'll take care of the problem. And I began to realize that that's probably not the right way to think about this. This is coming from somebody who, in 13 years at NIMH, I was all about neuroscience and getting new medications and getting the biology right. Dacă revenim la schema de la început, din Van den Heuvel și eu, pare greu de evitat concluzia că ceea ce știm despre creier, care are și aplicabilitate în lumea reală, rămâne limitat la neurologie și la neurochirurgie. Iar la nivel celular avem psihofarmacologia din psihiatrie, care însă nu e o descoperire a neuroștiinței recente, e o descoperire de altfel întâmplătoare a clinicienilor din anii 50, despre care nici astăzi nu înțelegem foarte bine cum funcționează. Însă, dincolo de asta, avem cercetare remarcabilă care ne-a dat multă cunoaștere despre principiile după care funcționează creierul, dar care nu a permis revoluționarea nici psihologiei, nici psihiatriei, în ciuda finanțării uriașe. V-ați dori mai mult impact în lumea reală? În ce măsură vă influențează problema asta? Cu siguranță ideea de finanțare, dar asta cred că ne influențează în cel mai mult dintre toate. Depinde foarte mult de scopul proiectelor pe care operăm. Exemplu cel pe baza căruia s-a făcut review-ul respectiv nu influențează atât mult în sensul că tocmai asta se urmărește. Se vrea să se ajungă la o înțelegere fundamentală mult mai aprofundată. De fapt, cercetarea în sine, de fapt, e o cercetare fundamentală. Deci, demarcați strict cercetarea fundamentală de cea aplicată și vă ocupați numai de cercetare fundamentală. Există un oarecare demarcaj, dar nu ne dezlipim total de el. Asta e, din păcate sau din fericire, n-aș ști să zic, rezultat destul de des întâlnit la cercetarea fundamentală. Aplicabilitățile în lumea reală probabil le găsești după ani și ani după ce se fac descoperirile respective. Tocmai aspectul ăsta ar trebui să sublinieze faptul că e relevantă, că e importantă. Într-adevăr, nu ai fructul muncii respective în proximitatea temporală imediată. Dar cu siguranță la un dat o să existe și depinde și cât de pragmatic încerci să fii cu asta. Care e scopul studiului? Să înțelegi sau să aplici? Ideal ar fi ambele, într-adevăr. Dar a înțelege un fenomen mai în profunzime poate să faciliteze creativitatea legal de alte aspecte. Și într-adevăr, când faci un studiu într-un anumit domeniu, poate nu are neapărat rezultatul dorit în vederea domeniului în care operezi. Și, deci, la TINS, încercați mai degrabă să înțelegeți decât să căutați aplicabilitate în viața reală. Într-o oarecare măsură, încercăm să păstrăm, să zic așa, un echilibru. Aici, din nou, cred că ne legăm, de fapt, sunt două probleme. Una e cercetarea aplicativă, cercetarea fundamentală despre care am discutat mai devreme și cealaltă poate e legată de scara la care se face analiza. Neuroștiință, de obicei ne uităm la arii corticare, la neuron, la circuite, la molecule, canale ionice și așa mai departe, pe când în psihiatrie, psihologie ne uităm la om, ne uităm la mediul înconjurător și cumva scala e o separare de scări aici, de scări spațiale, de scări temporale la care ne uităm și analizăm sistemele. Eu sunt optimist, adică în momentul în care o să înțelegem, creierul clar îl înțelege mai bine că l-am înțeles acum 15-20 de ani. Și în general cercetarea asta fundamentală produce rezultate aplicabile, chiar dacă nu așa de repede cum ne-am dorit noi. Da? Deci cercetările din fizică sunt pur teoretice, dar cu toate astea, e clar că o foarte mare parte din avansul tehnic e bazat pe cunoștințe de fizică fundamentală și de matematică fundamentală, altfel nu s-ar putea. Deci eu sunt optimist. Nu cred că banii ăștia au fost aruncați degeaba. Cred că rezultatele vor veni, dar poate mai încet decât ne-am dorit noi. Da, acum, sigur, depinde și la ce nivel lucrezi. Dacă lucrezi la nivel computațional, cred că sunt șanse mult mai mari să obții ceva util foarte repede. Și dacă nu reușești să înțelegi cum funcționează 100% creierul, dar dacă descoperi anumite principii computaționale care sunt utile, alea pot fi aplicate mâine. Și, de exemplu, chiar în proiectul ăsta cu Merck, asta și încercăm să facem. Adică nu doar ne preocupă structura și dinamica fractală a creierului, ci chiar încercăm să construim sisteme fractale care încearcă să rezolve probleme. Una dintre probleme e, de exemplu, invarianța recunoașterii auditive. Dacă vorbesc foarte încet, pot să recunosc foarte bine ce spune o persoană,
ca și în cazul în care persoana respectivă vorbește mult mai repede. Sigur că există limite. Adică nu poți să vorbești oricât de repede sau oricât de încet. Dacă spui un cuvânt la 2 ani, nu se întâmplă nimic. În schimb, într-un range funcțional rezonabil, suntem capabili de invarianță incredibilă de a procesa sunete și așa mai departe. Cum rezolvă creierul problema asta? Și de ce am ales sistemul auditiv? Pentru că e un sistem mult mai simplu, adică sistemul vizual e mult mai complex. Discutăm de un sistem bidimensional, ai culoare, formă, textură, atenție vizuală, mișcări oculare. Pentru că în sistemul auditiv e cumva un sistem unidimensional. Sigur că poți să ai mixturi de semnale, dar poți să simplifici mult mai mult problema. Și încercăm, de exemplu, chiar într-un proiect din ăsta, să vedem dacă structura și arborizația fractală a unui neuron îi permite neuronului să recunoască în mod invariant anumite cuvinte, că sunt rostite mai repede sau mai încet. Și dacă funcționează, impactul va fi foarte important în industrie, că vei putea să construiești tot felul de chipuri sau, mă rog, să implementezi în chipurile de pe telefoane speech recognition systems, care sunt mult mai simple decât rețelele astea masive cu deep learning, care consumă enorm de multă energie și resurse. Mai mult, ai putea la un moment dat să creezi chipuri în care structura aia fractală să o implementezi în siliciu. Și dacă principiul ăsta computațional funcționează, o să ai o aplicabilitate imediată. Deci, nu toate cercetările care par foarte fundamentale la început, sunt în mod neapărat neaplicabile. Și cumva noi avem norocul ăsta că suntem la interfața dintre computational și fundamental și asta ne permite să argumentăm mai ușor de ce e utilă finanțarea în domeniul ăsta. Ce aș vrea să mai adaug aici, că de obicei cercetarea este surprinzătoare. Și acum a ieșit un articol recent, cred că Nature, dacă nu mă înșel, în care aplică noile rețele neurale, așa numite large language model. Și practic, în studiul respectiv, ce fac? Se uită la scanări de retină, la poze de retină și după care asociază poza, fotografia retinei cu diverse cuvinte care descriu maladii, probleme medicale pe care subiectul le are sau pacientul le are. Și ce e surprinzător, că rețeaua asta reușește să învețe să vină cu pronosticul și poate să-ți dea un early warning, deci un diagnostic foarte rapid, 10 ani înainte să ai probleme mentale. În momentul în care ai un diagnostic așa de rapid, poți să intervii în fază incipientă și practic poți să întârzi sau să vii într-adevăr cu tratamente eficiente. Și acum dacă ne întoarcem la povestea anterioară cu directorul de la NIMH, da, banii ăștia care au fost cheltuiți în neuroscience au ajuns în modele de inteligență artificială care la rândul lor sunt utile acum ca să vii cu intervenții early care într-adevăr sunt utile și aduc o îmbunătățire substanțială a vieții pacientului. Numai că nu e chiar așa de direct cum am fi vrut noi. Când vine vorba de sănătate mentală, Thomas Insel avea să rămână sceptic cu privire la adevărata utilitate a celor peste 20 de miliarde de dolari cheltuite în timpul mandatului său la vârful NIMH. Într-un volum din 2022, Healing Our Path from Mental Illness to Mental Health, Insel concluziona, poate hazardat, dar destul de tranșant, că orientarea forțată a cercetării din psihiatrie fusese o greșeală care nu contribuise la vreo reformă în sănătatea mentală, iar sistemele de diagnostic și de tratament din psihiatrie rămâneau aceleași cu cele care existau la începutul mandatului său din anii 2000. La finalul unei conferințe din 2015, în epoca în care tocmai își încheia mandatul, Insel avea să aibă parte de o conversație cu tatăl unui pacient diagnosticat cu schizofrenie, care avea să-i reproșeze că cercetarea NIMH nu adusese nicio schimbare în viața pacienților. Just at the end, around 2015, when I was trying to decide what I wanted to do next, I was in a actually it was a place very much like this. It was in Oregon though. But it was with a group of family members and sort of a general public audience. And I was talking about all the great things we had done for through research. I had these fantastic brain images and stem cell work and all with the things we were doing with genetics and epigenetics. And at the end, during the Q&A, someone got up. The first question actually was a guy got up and said, "Man, you just don't get it." What? He said, look, I have a son who's 24 years old and he has schizophrenia and he's been hospitalized 5 times, incarcerated 4 times, made 2 suicide attempts.
and he's currently homeless. Our house is on fire, and you're talking about the chemistry of the paint. And that was a real wake-up call for me, because I, on the one hand, I was pretty defensive. The first thing I said was, well, you know, research is a marathon, it's not a sprint, it takes time. But the more I thought about it, it's like, he was right. And his question, his follow-up question is, what are you gonna do to put out the fire? What are you gonna do in the short run? Because everything you're talking about might help somebody in 30 or 40 years, but we got a forest fire right now. And that was 2015, it's much worse. And Sandy, as you were saying, with the pandemic, what was already becoming a greater and greater problem really hit a crisis point. Episodul avea să-l marcheze pe Inzel, care s-a văzut nevoit să tragă inconfortabila concluzie că nu-l putea contrazice pe cel care îl critica. Iar Healing, Our Path from Mental Illness to Mental Health, e de fapt extinderea concluziei respective într-un volum de reflecție asupra capcanelor optimismului exagerat din știință și a încercării oamenilor de știință de a fi cu orice preț înaintea vremurilor. Discuțiile despre fractalitate și neuroștiință computațională sunt însă, în mare măsură, mai puțin impactate de presiunile aplicabilității lor în lumea reală. În măsura în care pot produce rezultate relevante în științele cognitive sau în neurologia și psihiatria clinice, vor produce o surpriză plăcută, însă și dacă nu se întâmplă asta, cercetarea fundamentală rămâne întotdeauna una dintre mizele centrale ale științei. Așa cum a fost dintotdeauna. Drumul către a înțelege un fenomen e unul care e cel puțin la fel de important precum cel de a reuși să modifici fenomenul respectiv pentru creșterea calității vieții. You know, and it's actually part of the answer to the question I was asking in the book, which is like, why have we failed here? Why haven't we done better? We got a lot of people working really hard and they're really smart and they're doing a lot of good things, but why is it getting worse and worse? And some of that, you could say, well, the problem is getting, you know, the conditions are getting worse and worse. That's probably true because we have greater problems with housing and there are a bunch of...